Bună ziua, YouTube! Bună ziua, YouTube! Bună ziua, YouTube! Astăzi ca la școală în România a fost. Hai, în picioare, la icoană. Astăzi l-am chemat pe Vișinel Balan pe stream să vorbim despre lupta pe care o duce el cu sistemul de protecție a copilului din România. Vișinel are un ONG, se numește Asociația Vocea Copiilor. Da. Vă rog, urmăriți-o, găsiți link-ul în descriere. L-am chemat aici să avem o discuție despre toate cele. E important de spus că eu am crescut în centru, am crescut 26 de ani din viața mea, prima parte a vieții, ca să spun așa. Am trecut prin orfelinate, cum se numeau înainte. Exact imaginea aia tristă a României din anii 90. Eu eram unul din copiii care beneficia atunci de acea măsură de protecție. Inițial am crezut că am ajuns pe la 2 luni în maternitate. Ulterior am aflat, după ce am fost numit în funcție, că de fapt am fost lăsat la secția de distrofici a maternității, probabil că eram un copil bolnav. Astăzi sunt bine. Binișor. Deci tu ai aflat informațiile astea după ce ai avut funcția de la Ministerul Familiei și te-ai uitat în... În dosarul medical, dosarul despre mine, unde am aflat că de fapt am fost preluat de statul român, pentru că într-adevăr părinții mei erau extrem de săraci, eu fiind al 13-lea copil, și am fost chiar singurul separat de toți frații mei. Eu n-am știut până la 10 ani că mai am încă 12 frați. Și după ce am descoperit că există și ceilalți frați, mai suntem 9 în viață, restul au murit în centru. Ca de altfel marea majoritate a colegilor mei care au murit în aceste instituții, mulți dintre ei bolnavi de HIV. A fost o perioadă în România în care mulți copii au fost infectați, pentru că înainte se făcea injecții cu acea seringă, doar că acu îl schimbau. Acu care era steril și ne se făcea injecții la toți copiii, motiv pentru care a fost o situație delicată, mulți copii, colegi de-ai mei s-au îmbolnăvit, mulți dintre ei, Dumnezeu să-i odihnească în pace, au murit. Plus mulți copii, colegi de-ai mei, chiar colegul meu de cameră, s-au sinucis. La 18 ani le-a fost foarte greu să înceapă o nouă viață sau să accepte un nou drum, pentru că efectiv nu se simt, adică niciunul dintre noi nu ne simțim pregătiți la 18 ani și mulți dintre ei au ales să se sinucidă. Pentru cine nu știe, poate ne detaliază Vișinel, dar pentru cine nu știe procesul de centrele pentru protecția copiilor, așa ziselor felinate, la 18 ani, tatu și-a încheiat contractul cu tine. Își iau mâna de pe tine. Și zice o zi plăcută, fără să-ți ofere absolut nicio... Au început, eu cât am fost în funcție, acum există ceva suplimentar, la 18 ani, dacă dorești să-ți continui studiile sau muncești, primești o indemnizație de 2800 de lei pe lună, timp de 8 ani. Acum, asta e o chestie foarte recentă, nu are nici măcar un an de zile de când se întâmplă. Mm-hmm. Cu toate astea sunt probleme, pentru că fiecare direcție din țară interpretează în felul său acel articol, legea 272, și eu așa, o stare din asta foarte confuză. Sunt mulți tineri care fac pasul să înceapă o nouă viață, știind că beneficiază de această oportunitate a indemnizației lunare, însă nu primesc bani. Avem și situația asta, o situație extrem de delicată, și du-te, luptă cu sistemul, ceartă-te cu ei și o altă distracție, mai dăm un judecat, câștigăm, în general nu pierdem, dar e sistemul că trebuie să treacă copilul și prin filtrul ăsta al justiției sociale. Dar care-i motiv? Adică cum poate să păstreze ei banii alocați pentru copiii respectivi? Nu-i vorba de a păstra banii, pur și simplu fiecare interpretează. Sunt mai multe articole și fiecare interpretează legea în felul său. Plus adică sunt niște condiții pe care copiii trebuie să îi îndeplinească sau, dincolo de ce ai spus, să lucreze, mai sunt probabil mai multe condiții? Sunt mai multe articole și fiecare interpretează, pentru că sunt unele articole care spun ok, la 18 ani pleci, mai există articol în care spune că la 18 ani tu poți să alegi neați continua măsura de protecție dacă îți continui studiile sau pleci. Mulți copii n-au știut că la 18 ani ei puteau să ceară să plece pe fondul ok, vreau să continui studiile, dar vreau să fiu independent. Da. Și au continuat măsura de protecție în centru, după care au aflat de această lege și au cerut, ok, acum aș vrea să plec. Și au făcut-o fără să fie conștienți că acum ei nu mai pot să beneficieze de beneficiile legii, pentru că trebuia să o fac atunci. Da, exact. Prea târziu acum. Păi da, îți dai seama. Și chiar ieri, în fața doamnei ministru, am prezentat un caz asemănător, plus că copiii nu sunt informați. Efectiv, nu sunt informați și o stare din asta foarte incertă și
efectiv te uiți la reprezentanții statului cum dau din mâini, păi și ce să le facem? Erau obligați să fie informați. E același principiu ca la, nu, cum gândim mulți dintre noi, da, s-ar da, părea, domnule, viața lui, treaba lui, gata, e matur, e vaccinat. Și efectiv ce mai te uiți cum se spală pe mâini, adică da, exact, da. Ca și cum copilul este de vină că a vrut să plece, da? Uh-huh. Până la urmă trebuie să te gândești că trebuie să scoți ceva pozitiv din el, nu să-l arunci așa. Sunt curios, apropo de măsura asta a statului, până în punctul ăla de 18 ani, cam care ar fi serviciile, care e felul în care statul își propune să ia un copil de pe stradă, să zic așa, sau, mă rog, un copil care... Abandonat, da, să-l ia și să-l facă într-un om care, domnule, la 18 ani poate beneficia de această indemnizație și să-și ia viața în mâini. Nu cred că putem să vorbim de un interes. Nu. E o bătaie de joc. Nici nu cred că putem vorbi de protecția copilului. E doar la nivel de denumire. Mm-hmm. Aceste instituții n-au decât un interes și anume cum să se protejeze pe ele. Da. N-au a face cu protecția copilului. Lui. Uh-huh. Suntem într-o fază în asta. Ei în permanent se neagă pe ei. Că domne, ei luptă, că fac, nu există așa ceva. E adevărat că perioada în care eu am fost acolo, lucrurile erau extrem de triste. Foarte triste. Adică care a fost perioada? Vorbim de violență în cel mai urât mod posibil. Uh-huh. Care a fost perioada? Cât ai fost acolo, ca să știi? 87-2013. 1987-2013. Da. Deci ai prins și pe vremea lui Neanicu. Am prins puțin, eram extrem de micuț. Da. Da. Probabil făceam pe mine. Și cum a fost experiența de a-ți face studiile din centru de plasament? Care e termenul corect? Scuze. La mine a fost centru de plasament. A fost după, înainte de centru de plasament a fost casa de copii școlari, casa de copii preșcolari și leagănul de copii. Aha, de-aia zici tu leagănul, da. Okay. Da, era leagăn, iar eram la secția distrofici, pentru că eram probabil un copil bolnavios. Nu știu. Ceva, da. Pe acolo. Într-adevăr, mi-am văzut, știam că am făcut foarte multe injecții, chiar până la 14 ani am fost un copil care din două în două săptămâni trebuia să facă o serie de injecții. Ziua de azi nu știi de ce? Păi, probabil făceam pentru că eram extrem de bolnav. Ar trebui să știi, dracu, să te perești, să te... Adică să eram un copil bolnav. Da, am înțeles. Am avut de toate, de la bronșite, pneumonie... Da, am înțeles. Da, ok, la general. Da, eram un copil bolnav. Da. Și era firesc să fii bolnav, fiindcă mi-aduc aminte un moment în care m-a întrebat cineva care e experiența cea mai pozitivă din copilărie și am retrăit momentul respectiv. Era când făceam pipi în pat și era momentul ăla de căldură, știi că când faci pișu, e cald. Și stăteam acolo în pișat câteva secunde, că era o fericire din aia, până se răcea pișatul. Era foarte plăcut. Iar după aceea, ca să pot să se usuce în pișatul, mă puneam în patru labi și mă legănam până efectiv se mișca patul. Mă legănam în patru labi, așa, nu știu cum să mă exprim, și mă mișcam până se mișcă patul. Și până oboseam, după care iarăși începeam, adică dormeam. Nu mai conta că e rece sau cald, pur și simplu mă lua somnul de la oboseală. Ok, da. Bun. Să mergem cu ceva, pe o notă pozitivă, cum spune sistemul. Foarte curios cum ai reușit să-ți faci studiile și să ajungi, practic, să fii unul dintre... Am vrut să zic cazurile de succes, dar în mod evident nu se pune problema așa, dar în sensul că ai putut să duci niște studii până la capăt și să reușești să te integrezi în cel mai ok mod în societate. Cum a arătat să, nu știu, să mergi la liceu sau să în centru? Când eram mic și eram din ăsta, eram un golănaș. Când eram mic. Și când spun golănaș, în sensul că îmi plăcea să fug din centru și locuiam în gară, în sala de așteptare. Mă mai trimitea poliția gării la furat pentru ei. Și mă simțeam oarecum... Ce să furi? Găini? Ce? Nu. Furam mere, pere, mă puneam să intru în curțile oamenilor și să iau fructe cu găleata și le duceam lor la post și într-un fel mă protejeau pe mine. Aha, da. Ca să stau să dorm în sala de așteptare. Da. Dumnezeu. Și... Dar asta în Onești? În Comănești. În Onești eram la Leagăn. În județul Bacău. Da. Și prima dată a fost dificil pentru că m-a luat poliția, m-a dus la centru, m-a bătut ca să nu mai fug din centru. A doua oară, văzând că am fugit, nu m-am mai bătut. Pur și simplu au găsit ei o metodă și a fost metoda asta, adune câte ceva, nu știu. Și mă trimitea la cules de fructe din curțile oamenilor și eu eram bine, adică mă simțeam protejat. Uh-huh. Adică mi se părea cel mai important pentru mine în momentul ăla. Cred că șansa mea a fost că mi-am continuat studiile. Dacă nu-mi continuam studiile, nu. Adică nu eram astăzi aici. Și de ce mi-am continuat studiile? Pentru că eram fascinat când mergeam, adică când stăteam în gară, eram fascinat de oameni la cravată.
Mi se părea ceva așa, ieșit din context, era ceva unic pentru mine și întotdeauna spuneam că vreau să fiu ca ei. Era un simbol. Da. Uh-huh. Și eram conștient că dacă vreau să fiu ca ei, acei oameni aveau educație și atunci trebuia să mă țin de școală. Chiar dacă ținutul de școală a însemnat multe sacrificii, pentru că era multă violență, de fiecare dată când plecam din gară și mă duceam la curs, la școală, vinea educatorul de centru și mă bătea pentru că am fugit. Am trăit cu... Deci nu te lăsau să mergi la școală, practic? Ba, da. Ei mă lăsau să merg la școală. Problema e că ei voiau ca de la școală să mă duc în centru și eu nu voiam să merg în centru. Aha, eu okay, voiam să merg la școală, dar să stau pe stradă. Aha, am înțeles. Pentru că era zona mea de libertate maximă. Da. Iar eu pe stradă mi-era ok, pentru că spălam mașini, mergeam la cerșit. În general îmi ocupam timpul făcând asta, plus că îmi plăcea să călătoresc cu trenul. Eram fascinat de tren și de mirosul. Era un ulei special, unde special când stăteam în gară, aveam momente când stăteam cu nasul lipit de șina de la tren, slavă, nici nu știu cum trăiesc, era de multe ori să mă calce trenul, eram fascinat de mirosul ăla, e un ulei special la tren, uh-huh, și mie îmi plăcea mirosul respectiv. Eu, de fapt, cred că cu aia mă și drogam, că altfel nu-mi explic. Altceva n-am făcut. Și cum a fost, adică ok, ai făcut 18 ani și... Am făcut 18 ani, am rămas în continuare în sistem, până la 26 de ani. Dar au încercat să te dea afară sau e ok să rămâi... Nu. Au încercat să mă dea afară spunându-mi că de ce m-am angajat. Și zic, pe cum de ce m-am angajat? Că trebuia să trăiesc. Adică primeam de la protecția copilului, pe atunci era 150 de lei pe lună. Și nu aveam cum să mă descurc. Da. Adică a fost o perioadă, chiar un an și ceva, în care îmi făceam ciorbă din asta extrem de extinsă, câteva legume și rar puneam niște carne. Adică, și în general, cu porția aia de ciorbă să... stau și eu 2, 3, 5 zile să mă bucur de aia și să-mi văd de școală. Și cam așa am dus-o un an de zile în primii, deci primul an și jumătate când am venit în București și mi-am dat seama că n-am cum să trăiesc altfel decât să lucrez. Și practic te-au transferat aici la alt centru din București? Nu. Aici aveam un frate. Aha. Asta a fost un noroc. Aveam un frate și l-am rugat să mă primească ca să-mi continui studiile și să-mi văd de treaba mea. Doar că... el, la fel, mai amărât decât mine, eu cu ale mele că trebuie să fac școală și atunci m-am ținut de asta. Eram foarte, în același timp mă simțeam safe, că dacă voiam să renunț, puteam să mă întorc în Bacău să-mi continui studiile, unde într-adevăr în Bacău aveam condiții, adică mergeam la centru, aveam 3 mese pe zi, era ok, era safe pentru mine. Uh-huh. Ideea e că eu n-am vrut să fac asta. Am vrut să fac mai mult pentru mine decât să mă întorc în centru în Bacău. Fantastic, mi se pare chestia asta că tu, plasa ta de siguranță, era să te întorci într-un centru de plasament abuziv. Da, aia era plasa ta de siguranță. Era... știi cum e, când pleci de acasă, știi, ai o siguranță în suflet că dacă tu te întorci la un moment dat, te întorci acasă la tine. Pentru mine casa era casa de copii. Chiar dacă la 18 ani te dădeau afară. De altfel aveam colegi care la 18 ani nu, erau dați afară și ajungeau pe străzi. Marea majoritate dintre ei. De altfel a fost o perioadă în care stăteam și boceam cu mine fiindu-mi frică că la un moment dat eu trebuie să plec. Pentru că vedeam ce se întâmplă cu colegii mei, pentru care eu renunțam la, nu știu, la felul 2 sau felul 1 în funcție de situații, ca să le dăm lor de mâncare, ei stând, dormeau în parcul de lângă cantina unde noi mâncam. Și ăsta era modelul pe care noi și vedeam, adică asta se întâmpla cu colegii noștri. Și asta te înspăimânta și mai tare. Unii cedau, alții luptau. Eu am fost un norocos pentru că am luptat și am înțeles contextul. Da. Da, absolut oribil. Absolut oribil. Și știi ce îmi vine acum în cap? Este, ok, poate, nu vreau să sune nepotrivit sau ceva, dar mă gândesc la tot discursul ăsta, știi, domnule, muncește și vei reuși în viață ce-ți dorești tu. Adică, sure, unii oameni poate să facă chestia asta, dar și cazul lui Vișinel, într-un final, da, ai putea spune că e unul fericit, pentru că nu e așa, Vișinel. Nu, eu sunt foarte bine asta. Da. Dar... oricât de sadic da. Știi, e un caz fericit, deși... Da. Adică, oare nu era mai bine dacă totuși, știi, nu se întâmplau toate lucrurile astea și puteai să-ți vezi de viața ta? Adică eu cred că, eu sincer cred că era mai bine așa și nu cred că e, știi, nu cred că trebuie să, că asta să mi se pare, știi, că în situația genul ăsta mulți oameni... stau în familie, adică eu când mi-am cunoscut părinții la 10 ani... Ai fost la două familie, corect? După aceea am fost la 14 ani luat de familia de asistență maternală unde am stat 2 ani, după care am depus plângere, eram foarte bătut. Mm-hmm. Adică violența era la niște cote alarmante și n-am mai putut. Și la fel am făcut și la ei, am fugit. De ce am fugit de la ei și le-am lăsat un bilețel pe masă că mă găsesc la protecția copilului. Mm-hmm. Am fugit, am luat
primul tren și m-am dus la Onești, am depus plângere, nu mă deci nu m-a crezut nimeni de la protecția copilului, că eu sunt bătut. Da. Deci eu m-am dus și aveam sentimentul că mă luc cu morile de vânt, da. Unde explicam că nu mai pot și că trebuie să te duci înapoi acolo, zic. Astăzi, știind legea, cunoscând proceduri și asta, e ilegal ce au făcut, da, uh-huh. Trecem peste asta. Dar asta e o practică, adică asta se întâmplă cu toți copiii care sunt în centre. De-aia și se întâmplă că... și în ziua de azi? Da, da. Adică absolut. Crezi că evoluția de la... Păi gândește-te că recent am reușit să aflăm un caz pe care eu l-am documentat și despre care am scris, și anume un astem maternal care a întreținut relații sexuale cu copiii, fiind acuzat pentru abuzuri sexuale copiii, a obținut condamnare 12. Definitiv, uh-huh. Condamnare definitivă. Și gândește că omul care mi-a dat informația a fost concediat pentru că a dat informații în exterior. Deci asta face sistemul. Oamenii care vorbesc, oamenii care reclamă, care fac sezări sau fac plângeri la parchet, la poliție, da. Sunt imediat excluși, imediat eliminați pentru că deranjează. Da, exact. Da. Și asta e o practică a sistemului, adică sistemul vrea liniște. Mai poți și tu, la rândul tău. Da. Adică sistemul vrea să te țină prost. Păi dacă nu înseamnă, trebuie să muncească. Ia să leu. Păi, și tine, după ce s-a terminat toată perioada asta de, adică ne-ai ajuns la 20-21, care a fost parcursul până ai ajuns să avea o funcție în minister pe această problematică? E foarte delicat. Eu când am venit în București eram tâmpit. M-am dus la o chestie, am găsit pe nici nu mai știu unde am găsit, sau un ziar, și m-am dus din ăsta de aplauda în public. Da. Așa, și am plecat de acolo, ducându-mă la redactorul șef al emisiunii respective și zic că am venit să lucrez. Exact așa a început tot. Am venit să lucrez și ăla se uita la mine, eu mă uitam la el, eram foarte, eram tâmpit. Și că trimitem CV-ul. Păi zic, ce ăla zic? I-am trimis CV-ul. Și ideea că nici nu mă așteptam ca redactor șef chiar să se mobilizeze și la câteva zile să mă sune, să-mi spună, chiar că duminică seara m-a sunat, te așteptăm mâine la muncă. Păi zic, stați așa puțin, că eu între timp m-am angajat, am fost contactat de, pe atunci era ministrul justiției Tudor Chioriu, care el m-a luat pe lângă dânsul să lucrez la cabinet la ministerul justiției. Și zic... Eu sunt la facultate, numai puțin, stați așa, m-ați luat prea. Ideea e că am renunțat imediat la Ministerul Justiției și m-am dus la Antena, unde a fost o experiență foarte interesantă 6 luni, până a venit sesiunea în care mi s-a zis că să nu merg la examen. Și zic nu, stați așa puțin, că școala e mai importantă decât orice. Și efectiv am plecat, nu m-a interesat, m-am dus, mi-am dat examenele în prima sesiune și m-am dus... Am descoperit un concurs, m-am dus, am dat concurs într-o instituție publică, am luat concursul și cam de acolo a început tot. De fapt, Ce, din cadrul protecției copilului sau? Nu, la Ministerul Sportului, cum e. La vremea aia, da. Exact, și au început să facă cei de la protecția copilului presiune, că de ce m-am angajat? Păi zic, trebuie să trăiesc. Adică eu puteam să tu începeai cariera de în contextul în care eu mă țineam, adică mergeam la facultate, păi mă țineam de cursuri. Adică te-ai terminat facultate sau erai în facultății și... Ce facultate era, apropo? Dreptul am făcut, după care am făcut teatru, spre finalul, ultimul an de drept am început teatru la UNTC, după care am făcut masterele în științe penale și sociologie și acum sunt la doctorat. Unde sunt deja în anul 6, pentru că tot o amân, că e teza foarte... E bursă. Tratez... Deci e doctoratul? Nu e nicio bursă. E doctoratul? Despre ce se întâmplă cu tinerii care pleacă din centru. Exact, pornind de la... Adică m-am gândit la mine ce s-a întâmplat și de aici, de fapt, activismul meu a început pe 2011, când fosta mea parteneră m-a tot citea cărți. Deci așa dormeam noaptea, i-am citea cărți de dezvoltare personală, tot felul de Ronda Bayan și nu știu. Kiyosaki. Doresc cu gherăgea. Ok, tatăl sărac, ăsta e tatăl bogat. Și ea mi-a zis că trebuie să facem organizație și trebuie să lupți dintr-o poziție de persoană juridică, pe persoană fizică nu te bagă nici n-ai bani seama. Da. Și a insistat pe chestia asta și... Pot să spun că atunci a început, adică din momentul ăla am simțit o schimbare de paradigmă, de tot ceea ce însemna în viața mea, chiar dacă, după aia ne-am despărțit, cum se întâmplă în căsnicii, și m-am recalibrat emoțional și am trăit experiențe unice.
Dar totul a pornit de la o femeie. Să-i dăm de sănătate atunci. Și cum ai ajuns la fiecare în minister? Pentru cine nu știe, ministerul pe care vorbesc e Ministerul Familiei, care are în organizarea sa și toată zona asta de protecția copilului, plus alte... E un minister inventat la care au mutat o felul de agenții ale statului, printre care și protecția copilului, care în mod evident este importantă, dar da, i-au dat, au vrut să-i dă un minister lui fire. Ea nu mai este. Da. E un alt, o altă ministră. Am fost sunat. Am fost sunat din anturajul meu de avocați care mă ajută și reprezentam copiii în multe procese prin țară și mi s-a zis că măi, caută pe cineva. Adică noi tot încercăm să te recomandăm, nu știu ce, și vrem să te propunem doamnei ministru. Între timp am fost sunat că doamna ministru vrea să se vadă cu tine acum la guvern. Zic, ok. Și m-am văzut pe 19 ianuarie 2022. Două ore jumătate, direct față în față cu ea și cu mapamondul de echipaj și am discutat problemele din sistem. Și atunci vreau să facem echipă, vreau să lucrăm, ai libertatea să faci reformă și să schimbi paradigma de a se face protecția copilului. Zic, ok, sună bine. În momentul în care am fost numit, pe 3 martie... Tu având deja experiență cu asociația, absolut, cu alte procese... Ea pe asta s-a bazat, pe background-ul meu și anume activismul meu pentru copii din centre. Am fost numit, mi-au dat cel mai prăpădit birou la ultimul etaj, să nu mă vadă nimeni, și mi se repeta zilnic, te rog frumos să stai cu minte la tine, dacă nu ne deranjezi, totul merge perfect. Și zic, stați, că nu eu, stați, că eu nu am venit aici ca să stau cu minte. Eu am venit aici ca să facem ceva. Că întâi trebuie să avem încredere, nu, sistemul trebuie să aibă încredere în tine. Mi se repetă asta. Sistemul trebuie să aibă încredere în tine. Eu imediat m-am dus cu vreo 24 de măsuri care trebuie, în opinia mea, trebuiau luate imediat. Am fost amânat în fiecare zi că nu se poate acum, nu se poate acum, nu se poate acum. Între timp eu îl sunasem pe domn profesor Vlad Alexandrescu, zic, eu nu mai pot. Zic, nu, Alexandrescu, ex-USR, nu? Ex-USR, da, a fost ministru al culturii, ambasador României la Luxemburg. Da. De ce când să vreau să știu dacă eu am fost, da, eu am fost consilierul, adică și consilierului de cabinet pe problema copiilor abandonați. Și l-am sunat și zic, eu nu mai fac față. Zic, ăștia îmi zic să stau încuiat în birou și chiar mi-am pus o poză, deci am printat pe o foaie, celula 13. Dom'le, exact așa, nu mai spun condițiile, dar exact așa era situația. Eu nu aveam voie să interacționez cu nimeni din autoritate, deci eu eram, atenție, eram subsecretar de stat, eram șeful lor și eu nu aveam voie să interacționez, aveam interdicție. Da, explică-le și la oameni de ce se întâmplă chestia asta cu PR-ul de tipul ăsta pentru ministere. Că omul se întreabă, păi ok, dar atunci de ce te-a adus pe tine care ești expert și ești pus pe treabă dacă nu te lasă, adică de ce te-a mai luat, știi? Păi ei m-au luat pentru că eu aveam un background. M-au luat pentru imagine. M-au luat că, domne, hai să încercăm. Ei îmi repetau asta. Până nu are încredere sistemul în tine, nu putem să te lăsăm. Tu reprezinți un pericol. Tu, în acest moment, pe funcția în care ești, tu reprezinți un pericol pentru noi. Iar noi, dacă noi credem în tine, te vom lăsa. Tu, dacă ești de partea sistemului, începem să te lăsăm. Tu, în acest moment, nu demonstrezi că ești de partea sistemului, ci ești împotriva noastră. Uh-huh. Zic, nu, prin eu sunt faptul că vrei... Eu sunt pentru copii, că de-aia m-ai pus acolo. Da, adică ce-i făcea să zică chestia asta per se, ți-au zis? Nu, nu. Mai îmi spuneau că... Mare, practic, nu? Ca în gura mare și că oricum eu am crescut în casa de copii și că eu vin cu traumele mele și că probabil vin ca să mă răzbun. Și mersi că ești acolo. Da. Nu, stai, că mi-au zis altceva. Te rog frumos să nu te mai comporți ca o victimă. Te rog frumos să înțelegi că tu... Ție viața ți s-a schimbat. Ție ți s-a dat o șansă fără precedent. Câți copii nu și-ar dori să ajungă în poziția în care ai ajuns tu? Zi mersi. Mulțumește-te. Da, exact. De tine depinde dacă vei mai rămâne sau nu aici pe funcție. Zic, da, dați-mă dracule afară. Demiteți-mă. Cine vă pune să mă țineți? N-au vrut să mă dea afară. Nu că trebuie să demisionezi tu. Nu, stați așa puțin. Eu nu. Ci drept asta după o discuție cu Vlad în care mi-a zis, te rog să reziști. Vor urma momente extrem de critice și vor face presiune pe tine pentru că ei vor să bifeze, să spună că i-am dat șansa și el nu a știut să o fructifice. Da. Noi am avut cele mai bune intenții. Noi am pus în funcție un om care, iată, avea nevoie de această șansă, dar nu s-a putut. Ce să... Da, și chestia asta s-a întâmplat, pentru cine mai știe ceva din actualitatea românească, chestia asta s-a întâmplat și se întâmplă constant la toate ministerele.
chiar și, nu e așa, cu guvernul de tehnocrați după colectiv și așa mai departe. Este exact aceeași poveste de fiecare dată. Uite, domnule, le-am dat puterea. Știi, da, că asta a fost toată aia cu după colectiv. Uite, domnule, le-am dat puterea. Da, și ce a fost? În 6 luni au dat-o de gard, gata, a trebuit să luăm înapoi. Exact, da. Și este o modalitate de spălare pe mâine. Păi, vezi, și știi ce, din afară ONG-știi ăștia și sunt proști, habar n-au. Tot mai bine era. Să știi că aici, uite, o să-ți dau o informație off the record, să spun așa. Da, off the record. Da, suntem off the record. Suntem off the record, Michelin, stai liniștit. Suntem între noi. Zi, scuze. Așa. Și anume că e interesant că, sau ce puțin în percepția mea, e că eu când aveam întâlnire cu cei de la SRI, fiind demnitar, aveam acces la un reprezentant care se ocupa de mine pe toată perioada mandatului, în care să știi că și el, persoana care era delegată, el îmi spunea, te rog să reziști. Vor încerca să-ți facă mizerii, vor încerca să facă presiuni. Dacă vrei să reușești, nu ceda presiunilor. Vor încerca. Ba chiar primeam în timp real informații în care mi se spunea, vezi că ți se pregătește asta. Vezi că vor încerca asta. Și chiar ei îmi spuneau, te rog să reziști, fiindcă unele persoane sunt mizerabile. Noi vorbisem atunci, erau ceva, niște amenințări din astea foarte dubioase pe care le făcuseră oamenii ăștia, nu? Parcă țin minte ceva. S-au întâmplat extrem de mult. Da. Gândește-te că la un moment dat există o federație în asta de organizații pentru protecția copilului, FUNPC, Federația Națională sau Federația Organizațiilor Naționale pentru Copil, din care fac parte 65 de ONG-uri, printre cele mai importante ONG-uri din toată țara, da, pe protecția copilului, în care au făcut un memoriu, atenție, au făcut un memoriu că doamna ministru să mă sancționeze, să mă scuture puțin, atenție, să mă scuture, cum îmi permit eu să fac presiuni să desfințăm centrele de copii? Au făcut un memoriu câte doamna ministru. Desfințezi centrele de copii? Păi, da, explică. Deci eu mi-am propus, adică mandatul pe care mi l-am asumat, zic, să desfințăm centre. Ce însemna desfințarea centrelor? Însemna înlocuirea lor cu ceva mult mai apropiat de un model familial. Fie că vorbim de căsuțe de tip familial, fie că vorbim de apartamente, fie ce am propus eu am propus un registru național de familii de plasament. Eu îți dau un scris că sunt oameni care vor să ia în îngrijire copii și nu reușesc să ia îngrijire. Și am zis că sunt cazuri. Să dezvoltăm, să rediscutăm adopțiile naționale, să rediscutăm adopțiile internaționale. Nu, pentru că are sens, într-adevăr, ideea de, domnule, un centru de plasament, mă rog, ăsta e numele, dar un loc în care strângem toți copiii abandonați și educăm și nu știu ce, creează în sine un stigmat, un soi de... Exact, și eu am zis că e important pentru toți copiii să crească în comunitate. Și eu sunt sigur că sunt oameni, adică mie îmi scriu foarte mulți care vor să ia în îngrijire copii și nu sunt lăsați. Da. Și atunci sistemul are tot interesul să mențină aceste instituții. Atenție, aceste instituții sunt niște cimitire. Sunt niște cimitire de suflete. Nimănui nu-i pasă de acești copii. Poți să le zici pe șleau la oameni care este interesul, adică de ce le mențin și de ce este... Pentru că sunt foarte mulți bani. Totul e despre bani. Un copil astăzi, pe un copil abandonat sau un copil instituționalizat se cheltuie între 4.000 și, nu știu, 12.000 de lei pe lună. Gândește-te că ai un centru de, nu știu, 50 de copii. Copil care este în mizerie. În mizerie, care nu beneficiază de terapie, care nu beneficiază de... Adică de la stația alocă banii ăia, dar nu-i dăm... Exact. O chiflă și... E ca la toate agențiile statului, unde procentul de salarii e peste 50%. Și... Da, exact. Eu m-am dus să spun că gata, stop, centrele acestea se desfințează. Da. Eu am venit cu un plan în care am zis că în 6 luni de zile ele dispar. Uh-huh. Și pe ce? Au venit societatea civilă, adică acest FUNPC, că domne, asta e presiune, nu poți așa să muți copii imediat. Gândește-te la copii! Deci au folosit moneda, da. Că e traumatizant ce vrei tu să faci. Da. Că nu, că copiii... Nu putem așa să desfințăm. Măi, vă bate joc de mine? Păi noi de 33 de ani spunem că desfințăm centrele. Nu mai spun că au fost obligații ale statului român față de Uniunea Europeană că desfințăm aceste instituții, fiindcă s-au pompat sute de milioane de euro. Sute de milioane de euro pentru desfințarea acestor instituții monstru. Și tu îmi spui mie, știi... Înțeleg că ai venit, dar ne încurci. Avem și noi un salariu de luat. Adică pentru mine a fost un șoc. Da. A fost un șoc să văd această federație de organizații naționale pentru copii care au început să facă... Adică această federație făcea presiune asupra mea, că rog frumos, lasă-o mai moale. Da. Până în punctul în care au ajuns cu amenințări destul de țin minte, nu? Adică... Păi mi-au făcut memoriu, mi-au cerut să demisionez, după care m-au sunat, înainte să plece în Turcia, reprezentantul FNOPC,
înainte să plece la în vacanță, îmi spune: știi, o să trimitem ceva mâine doamnei ministru, dar să nu te aprinzi, că e doar așa ca să mai temperăm puțin presiunea organizațiilor. Noi fiind federații trebuie să temperăm puțin presiunea. Ce presiune, mă, băieți? Iar eu ieri la întâlnirea cu doamna ministru, care a venit și a stat 30 de minute și pe aia a plecat și ne-a lăsat cu ghiși cu cine? Exact, lupul stăpân la oi, adică ne-a lăsat cu reprezentanta Autorității Naționale pentru Protecția Copilului, care este de 20 de ani acolo, atenție, de 20 de ani, pentru care eu semnalez și spun că vedeți că sunt multe probleme, și ghiși ce, ne-a lăsat cu ea. Și normal că organizațiile care erau prezente acolo au zis: mă, voi vă bate joc de noi? Și Vișinel, tu ne-ai adus la această mizerie? Zic, nu, v-am adus ca să prezentăm realitatea și să explicăm că nu e ok ce se întâmplă. Și efectiv, oamenii ăștia sunt rupți de orice realitate, adică ei trăiesc într-un alt film. Sunt copii care se sinucid și ei declară că nu există abuzuri în centre. Aceeași poveste ca și cu centrele de bătrâni și așa mai departe. Da. Păi, gândește că suntem într-un film foarte prost. Acum 33 de ani, România vorbea despre acele centre orfelinate de tortură, unde au murit foarte mulți copii. Astăzi, la 33 de ani, gândește-te că copiii de atunci sunt adulții de astăzi care sunt în aceste centre pentru persoane cu dizabilități. Adulți care, am văzut astăzi, trăiesc în niște condiții dezastruoase, inumane. De fapt, în 33 de ani, sistemul nu s-a schimbat. Sistemul este la fel de ticălos, doar că întotdeauna s-a încercat să nu se mai vorbească despre. Dom'le, schimba lumea din jurul lor mai degrabă. Exact, hai să vedem, să avem o abordare pozitivă. Dom'le, sunt cazuri rare, secundare. Cam asta e filozofia. Se vorbește mult din trecut. Dom'le, am asistat cu toții, am fost prezenți la cum mergea Dicotu și făcea razii și ridica pe cei care se fac responsabili de atrocitățile din aceste cămine de bătrâni sau cămine cu dizabilități. Și nimeni nu răspunde, adică este halucinant. Și tu mă chem la o întâlnire ieri la Ministerul Familiei să îmi spui că, știți, nu se poate să intrați în centre pentru că trebuie să vedem cu GDPR-ul. Ah, da, mi-ai zis. No, hai, lasă-mă. Așa da, m-am luat. Nebunic, mi-ai zis, da. Deci eu am cerut să facem controle și să creăm un mecanism independent care să se ia, că doar dacă ai un mecanism independent poți să te asiguri că drepturile acestor copii sunt respectate. Procesezi datele la copii? Procesezi date cu caracterii personal de la copii ăștia? Dar chiar nu mă interesează. Eu nu cer numele copiilor. Plus că eu nu mă duc acolo pentru a cere CNP-uri sau... Nu, eu mă duc acolo să vorbesc cu copii, să mă asigur că... Nici nu se aplică, adică e... Dar n-are sens. Nu, dar pe mine... GDPR-ul se aplică dacă folosești datele la ceva, dacă le colectezi la ceva. Nu, dar... Da, tu înțelegi, deci eu am rămas halucinat, deci eram șocat. Eu am fost șocat ieri la discuții în care mi se vorbea de GDPR. What the fuck, adică despre ce vorbim? Deci ca să înțelegi cum sistemul caută pârghii pentru a-ți limita șansa să apere acei copii. Le-am propus, măi, creați Consiliul Copiilor în fiecare județ. Dați voce acestor copii. Doar așa veți ști realitatea, ce se întâmplă cu acești copii. Da. Chiar astăzi am ieșit cu un articol pentru presshub.ro în care vorbeam despre spaima direcțiilor de protecție a copilului, este chiar Consiliul Copiilor. Deci oamenii ăștia nu-și doresc, îi sperie cum să dăm voce, nu? Ăștia sunt bolnavi, sărace. Toți cu traume. Păi bine, dar ei sunt cu traume pentru că tu i-ai dus acolo. Ei sunt bolnavi pentru că tu i-ai dus în pragul ăla. Dar dacă e bolnav, asta nu-l face lipsit de dreptul de a se apăra, de dreptul de a fi o voce. Și o violență constantă asupra, păi, o revictimizare constantă. Absolut. Nu, și pe aia îmi spui mie... Ai traume, acum taci, mai faci și alte traume, le taci și pe alea și așa mai departe. Și îmi spui mie când am ajuns în funcție că ți s-a dat o șansă și te rog nu te comporta ca o victimă. Nu, îmi pare foarte rău să spun, dar eu sunt un supraviețuitor. Uneori când pun capul pe pernă sau îmi privesc copilul și pe mine mă șochează cum am rezistat, cum am supraviețuit. Da. Adică nu-i vorba de a mă victimiza, ci vorba că am supraviețuit unui sistem ticălos și nu-i vorba doar despre mine. Gândește că sunt peste 30.000 de copii care au murit în aceste instituții de tortură. După 89, după 89. 30.000 de copii. Copiii nu au nicio voce, pentru că ei astăzi sunt în cimitir, sunt în groapă. Pentru ei n-a putut să lupte nimeni. Și tu îmi spui mie... Ce fac cu copilul ăla de la Covasna care s-a sinucis? Că s-a dus la educator să spună că e gay. Dom'le, s-a dus să spună că e gay. Și iese doamna ministru public să spună că nu, s-a sinucis pentru că avea el probleme. După aia s-au dus specialiștii să ia declarații de la copii, să-i pună semneți declarații că ei fac terapie. Fals!
Un alt copil s-a sinucis acum 2 săptămâni, de la Hunedoara, tot din centru. Mai nimănui nu-i pasă. Efectiv, oamenii ăștia sunt lipsiți de orice empatie sau nu știu. Nu. Și drept mulți dintre ei, nu știu, sunt... Pe mine mă șochează. Mă uitam și ieri ce filozofie, domnule. Domnule, se întâmplă, domnule. Se întâmplă și în familie. Mai mor copii și în familie. Asta este. Nu putem să-i salvăm pe toți. Nu, dar e vorba de a le da pârghii să se apere. Tu nu le dai cel mai mic instrument, libertatea de a se exprima, de a se apăra. Tu nu-i oferi un instrument. Le îngrădesc libertățile absolut. Astea, cumva, da. Pentru că, nu-i așa, da, cum ziceam, libertatea asta de exprimare pe ei, de fapt, îi încurcă. Păi da, exact. Absolut dureros. Mie îmi stă în cap numai chestia asta, că gen, efectiv, așa se fac banii. Așa se fac banii. Da, a fost ei de la a fost alții. Pentru mine n-a fost un șoc atât de mare cazul cu bătrânii, pentru că auzisem de poveștile de la Vișinel da. Cu copiii. Da, 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 exact. Da. Unde e practic aceeași, exact aceeași poveste, niște monștri da. Care pentru un salariu și niște sporuri. Sporuri și bonusuri și whatever, da. Deci eu lucrez acum cu domnul avocat, cu... Ai voie să zici? Da, 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 da? Cu okay. Alex Dumitrescu. Lucrez acum la o acțiune împotriva statului în care vrem să cerem curții penale internaționale să condamne România pentru... Tot ce s-a întâmplat după Revoluție. Nu, practic, mie nu? Îmi trece cuvântul, dar mie să nu crezi o spaimă. E aproape ca un genocid. Asta vorbim de zeci de mii da. De copii care au murit, atenție. Da. Zeci de mii de copii. Iar tu să fii să mă ameninzi pe mine că vreau să desfințez centrele? Să spui mie că pun presiune pe direcție de protecție a copilului? Când eu vreau să fac un reset în domeniul acesta. Măi, trebuie să ai un focus foarte clar. Ți-ai asumat nebunia asta? O duci până la capăt. Sau te retragi, lași pe altcineva. Nu. Ei în permanent să blocheze instituția. Să creezi un nucleu în care oamenii aceștia să protejeze între ei. Ei n-au a face, dar nici nu interesează. Adică nu. Dacă copilul reușește, este, atenție, este strict succesul și al copilului. Adică e reușita copilului care probabil a găsit elemente de reziliență, factori de, de reziliență care să-l ajute pe el să fie cel de astăzi. Nu în totalitate aparține sistemului. Sistemului aparține că e asigurat 3 mese pe zi și un acoperiș. Deși factorul traumatic de acolo din interior este unul alucinant. Se întâmplă, adică, de exemplu, stăteam de vorbă cu un tânăr săptămâna trecută, unde în telefon auzeam cum zbeară un educator și lovea pe niște, lovea niște copii. Și eu am reacționat foarte urât la telefon, zic, nu se poate. Cine urlă în halul ăsta? Și că nu pot să spun că îmi crezi probleme. Și nu o să mă mai lase să vorbesc cu tine. Deci, e sistemul ăsta, vă rog, nu mai vorbiți cu Vișinel. Copiii vorbesc, îmi scriu. Doar că le e frică. Tuturor le e frică. Eu sunt un fel așa de spaimă. Spaimă. Eu tot ce cer este să creăm infrastructură pentru a da voce acestor copii. Atât îmi doresc. În rest, nu vreau să deranjez pe nimic oricum îi deranjez. Eu mă ocup cu anchetele. Și mai... sperietura este atât de mare pentru că o să fie copii, la fel cum a fost și Vișinel la un moment dat, că o să zic aceleași povești pe care le zici tu. Exact, și exact. O să fie cu zecile în fiecare județ unde se întâmplă chestiile astea. Zecile cred că e puțin. Cu zecile care o să aibă gândește-te vocea că, să gândește... persoane care să vorbească despre asta, în sensul ăsta. Persoane care au supraviețuit și care gen s-au pus pe picioare și au legitimitatea și exact. Forța asta să știi. Că eu anumită, că asta e chestia, eu cred că, cum ziceam și mai devreme, vocea ta e așa de putere încât tocmai e prin prisma faptului că tu ai supraviețuit acestui sistem. Absolut. Da, în felul în care ai făcut-o. Care nici eu nu știu. Da. Am văzut că m-au mai fost aici două persoane în chat care au zis că îi mulțumesc lui Vișinel și că ce zice e adevărat. Uite, și eu am crescut într-un internat, m-aș bucura să reușească să schimbe ceva în toată trauma aia de spălare de bani. E nevoie de timp. De asumare, da. Mulți nervi. Cum s-a întâmplat demiterea ta? Păi e demiterea... Știu, dar povestește și la oameni... Păi au fost mai multe întâlniri, să spun așa, private, cum spun ele. M-am întâlnit cu echipa doamnei ministru de mai multe ori. Cred că problema principală a fost că sunt un susținător LGBT. Îți mărturisesc că nu păi întâmplător... Ministerul familiei! Îți mărturisesc că la un moment dat am zis că, domnule, să frecventez și eu biserica, că poate o liniștesc pe doamna ministru. Poate mai intru și eu în grațele ei să îi explic că persoanele LGBT nu sunt, nu știu, creaturi ale diavolului. Sunt oameni cu suflet, oameni cu empatie, oameni cu care suferă, care simt, care trăiesc. Cine sunt eu?
să judec relația unui om. Oamenii au dreptul să se iubească și punct. Cine sunt eu să... Păi știi că îmi afectează electoratul. Măi, dragă, lasă-mă cu electoratul tău. Noi trebuie, deci dacă vrei să avem o filozofie a progresului și să mergem înainte, trebuie să iubim pe toți. Dumnezeu nu iubește doar o categorie de oameni. Dacă tot vorbim în filozofia Dumnezeu asta. Nici nu votează. Și atunci... De aici a început totul, de la suportul pe care eu l-acord în continuare comunității LGBT, a existat un deranj foarte mare pe partea asta, plus că eu am susținut 16 persoane din comunitatea LGBT să adopte copii, iar ei au reușit. Și în momentul în care i-a aflat, te nu-ți explic ce a fost. Nu-ți explic ce a fost. Eu țin minte scandalul. Adică da. Văzut știrile când ai fost demis. Deci a fost hard. A fost hard. Eu între timp am dat un interviu unei publicații, nu name, efectiv, adică în care am vorbit despre situația respectivă, despre faptul că am susținut și susțin, adică oricine, adică încă o dată, orice om de bună credință care poate dovedește și este verificat că este de bună credință. Nu, atenție că nu adopți așa. Normal, da. Eu nu întreb, dar ce a nevoie ăsta? Atenția, durează aproape 6 luni da. De investigații. Am auzit de cazuri cu ani de zile care sunt în așteptare. Ai altceva, ăla e un alt proces. Ăla e un alt proces. Păi două procese. Ai procesul de evaluare în care vine o comisie, te verifică, vine acasă, la tine acasă, discută cu tine. E procesul în care până primești certificatul ăla de părinte adoptator, după care rămâi pe o listă de așteptare până intri în potrivire. Care ăla într-adevăr poate să dureze. Adică caută și să găsească un copil compatibil, cum ar veni. Absolut, nu? Absolut. Da, absolut. Okay, intri într-un proces de potrivire după ce devii părinte adoptator. Și care sunt criteriile? Adică la ce se uită anume ca să-și dea seama de compatibilitate? Păi nu, că completezi tu. Aha. E un formular în care tu completezi cum vrei să fie. Ok, am înțeles. Și ei introduc în sistem și după care, în funcție de copiii pe care au în sistem. Care chestia asta, să țină de mult cont de preferințe, mi se pare... Da, e un pic ciudat. Tu decizi ce vrei să... Da, este un pic straniu. Păi și e ok treaba asta, mi se pare puțin... Adică nu... Da, nu știu, adică cu mintea mea de prost, nu știu. Tu oricum intri în potrivire, intri în potrivire, să zicem, cu un copil și tu decizi dacă vrei să continui sau nu. Da, asta pot să înțeleg. Iar tu poți să mergi să studiezi profilul public și acolo vezi toți copiii care sunt. Ce e dezgustător, este alarmant, e că profilul respectiv nu este actualizat. Am avut situații în care tânărul sau tânăra s-a dus, sau familia s-a dus, a văzut profilul, a găsit un copil și în momentul în care a intrat în potrivire, ne cerem scuze, noi n-am mai actualizat datele de 3 ani. Știți, copilul de fapt mai are încă o soră, mai are un frate, am uitat să vă zicem că el nu este singur, am uitat să vă spunem, are și o tulburare nu știu de care, are nu știu ce sindrom, mai are... Păi aceste date nu erau în platformă. Păi da, ne cerem scuze, colegii noștri nu au actualizat datele. Adică ai și situația în care își bați joc de tine ca om. Nu, da, chiar dacă e adevărat. Și chiar dacă ar fi actualizat, dar tot e un pic straniu că trebuie să respect și părintele. Spune că, domnule, vieții mai valoroase ca altele, știi? Absolut. Adică mă gândeam la cazul concret în care primești potrivire cu copil rom sau primești potrivire cu copil cu vreun handicap locomotor. Asta cu romii au scos-o, tocmai pentru a se evita situații de interpretare discriminată. Adică tot, nu? Adică... Da, nu strece etnie acolo, nu? Adică nu, într-adevăr, partea de dizabilitate este trecută în platformă, pentru că trebuie să ai... La urmă trebuie să ai niște date, că trebuie să vezi că dacă îți permiți financiar să... Da, cu asta sunt de acord. Că nu toată lumea își permite... Deci, practic, absolut. Viața unui copil. Eu de-aia am un respect foarte mare pentru persoanele care adoptă, pentru că oamenii ăștia chiar își sacrifică. Da, foarte mult. Viața, adică să salvezi un copil cu dizabilități este ceva... Da. Nu întâmplător, eu am propus registrul familiilor de plasament, în care statul chiar să ofere niște beneficii acelor familii, care, atenție, este diferită de asistența maternală. Statul nu oferă beneficii... Nu, familiilor de plasament. În care tu iei un copil în îngrijire, te ocupi de el, primești într-adevăr o indemnizație pe care o primește copilul, iar eu am venit cu o propunere și anume ca acele familii care au în îngrijire copii să fie scutite de la plata taxelor și impozitelor.
un gest simbol din partea statului. Adică tu oricum ești salariat, dar nu ești salariat la legea specială. Da, da. Așa? Tu să nu mai plătești impozitul pe venit, pentru că oricum tu faci un gest pentru, atenție, pentru societatea noastră. Da, aia, noi da. Toți suntem pentru noi toți, România, exact. Aș vrea să avem totuși conștiința faptului că e mai greu, de fapt, să crești un copil adoptat absolut. Decât un copil care este absolut. Pentru că este un copil care are nevoi specifice. Speciale și da, el și, vine cu da. Un background și în funcție și exact, de vârsta da. Lui, gândește că el, dacă a ajuns acolo sau a fost abandonat, a fost abandonat pentru că există în spate un istoric. Da. Iar dacă nu ții cont de istoric, da. Și nu doar asta, asta e o traumă foarte, foarte adâncă. Orice copil are nevoia asta, cumva, din naștere, de a se simți protejat și iubit absolut. Și nu știu ce. Și dacă pierzi chestia asta într-un fel atât de flagrant, cum ar fi să fii părăsit de părinții tăi și așa, aia e ceva ce trebuie tratat cu foarte, foarte multă grijă, pentru că se poate duce pe preț. Foarte mulți oameni poate să nu înțeleagă. Adică, de știi, exemplu, să vezi, eu am propus... copilul ăsta e obraznic, se comportă exact, nu știu cum, exact. Dar tu dacă nu ai conștiința faptului că... Eu am propus la un moment dat ca autoritățile locale să acorde simbolic gen cetățeanul localității, cetățeanul comunei, orașului. Doar pentru că faci acest gest pentru comunitate, atenție. Da. Care este, adopția este diferită de familie de plasament. Da. Ah, nu știam asta. Da. Deci, registrul familiei de plasament sunt oameni care vor să ia în îngrijire, dar copiii nu rămân la ei. Copilul respectiv, dacă este dat spre adopție, familia respectivă pierde copilul. Aha, da. Am înțeles. E diferență între familia de adopție și familia de plasament. Deci, practic, un pic... E ca să nu mai ajungă în centru. Da, 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 exact. Centru, da, da. Ideea cu registrul familiei de plasament era o propunere, cum putem desfința centre de plasament. Da. E simplu. Facem, facem acest registru, invităm, faci campanii de informare și inviți oamenii să se înscrie în acest registru. Ai echipa de specialiști de la DGSPC care se deplasează la fiecare familie să se asigure că există condiții și rămâne acolo cu o bifă. Și în momentul în care ai un abandon, fie în spital, fie în comunitate, tu ai registru. Și sunt familia. Sunteți pregătită să-l luați pe Vladimir, pe Vasile? Uitați, ne-au mai fost... Și altfel îl muți și îl pregătești, atenție, și îl pregătești pe copilul respectiv că urmează, familie, și urmează să meargă într-o familie de adopție, în care, în opinia mea, trebuie să simplifici mult mai mult procedura adopției naționale. Că ea și astăzi, chiar dacă s-a simplificat, ea tot grea este sau tot greoaie. Cum e? Da. Cum arată vârsta asta la care sunt adoptați copii? Că am înțeles că chiar de la tineri, dacă e o vârstă de asta, gata, de aici nu se mai adoptă și practic ești... Se adoptă. Problema e că avem o centralizare proastă pe adopții la naștere, pe abandon la naștere. Noi încă nu avem o statistică reală a copiilor care sunt abandonați la naștere. Nu avem o statistică reală pentru mai nimic, să mor, la nivel de aparat de stat și... Așa este. Și neavând o statistică reală, e foarte greu să emiți rezoluții sau să emiți opinii. Pentru că nu există interes. Gândește că acum, sub 7 ani, tu nu mai ai voie să-l instituționalizezi. Este interzis prin lege. Dar copilul ăla sub 7 ani ajunge într-o familie, fie de plasament, fie adoptiv. Într-o familie, asta e cazul fericit, adoptivă sau în asistență maternală. Asistentul maternal, după ce copilul face 12-13 ani, îl instituționalizează ca să facă loc, atenție, să facă loc unui copil sub 7 ani care nu are voie să fie instituționalizat. Iar traumele, în opinia mea, sunt nu doar multiple, ci mi se pare e mult mai grav. E mult mai grav ce se întâmplă astăzi. Eu măcar, până la 10 ani, neștiind ce aia familie, să știi că eu n-am perceput trauma abandonului. Pentru că eu am crezut că, de fapt, acolo m-am născut. Eu am crezut că familia sunt copiii cu care eu stăteam în cameră, 30 câți eram. Educatoare, eu nu aveam noțiunea sau nu făceam diferențe. Părinți și de noi. Da, deci nu exista. Iar în momentul în care tu ești conectat cu realitatea sau cu ideea de familie și dintr-o dată ajungi într-un centru, pentru că trebuie să faci loc unui copil sub 7 ani, aia mi se pare extrem de grav. Iar trauma, de-aia mulți copii care au fost în asistență maternală și ajung în centru, se simt sinucid sau au tentative de suicid sau comportamentul lor se modifică la 180 de grade. Pentru că acel copil lasă loc unui alt copil. Și în opinia mea aici sistemul este ticălos și n-are a face cu protecția copilului. Aveți nevoie de voluntari? Că mai sunt constant oameni care vor să facă voluntaria la ONG-urile. E foarte... Noi avem un grup așa de voluntari. E bun entuziasmul. Sperăm să dureze mai mult. În general durează puțin. Cred că cel mai important în perioada asta... Noi avem un centru terapeutic și da, e o povară din vedere financiară centru. În sensul că plătim... Am făcut credit.
neacordat la bancă, la bancă, la bancă, da, pentru la ONG. Da. Da. Există acum bănci, sau ce puțin noi am descoperit acest BCR Social Finance, în care ei nu se percep, adică există tot privatul, bă, frate. Da. Așa zi. În care ei primesc niște bănuți, deci ne reduc dobânda la credit, fiindcă plătește și Uniunea Europeană la dobânda pe care ei ne-o percep. Am înțeles. Deci practic dă o dobândă mai mică la mai mică, exact, comparativ dacă m-aș duce... Curios, cu cât e mai mică, gine, cu... Păi, noi 20% acum... sau e cu 90%? Nu, e mai mare. Cred că vreo 50%. E rezonabil. E rezonabil. Și noi am făcut creditul ăsta pentru că având centru terapeutic, la noi oricum acum are loc, e în desfășurare, are loc terapie, pentru că noi avem o locuință pentru unde avem un tânăr pe care l-am luat de pe stradă să-i schimbăm viața. Noi schimbăm, noi chiar asta facem, de-aia și lucrăm cu puține cazuri. Noi lucrăm cu maxim două cazuri, pentru că lucrăm individual și tânărul respectiv care beneficiază acum de locuință, el face terapie. Plus mai aveam încă 10 copii. Iartă-mă că te întreb, cât timp beneficiază de terapie? De 5 terapie, ani. De locuință. De locuință 2 ani de zile, cu garanția că după 2 ani tu vei locui la propria ta locuință, unde noi... Deci noi semnăm contract cu tine. Ce... Că eu te iau de pe stradă, așa. Că ăsta e sistemul. Eu te iau de pe stradă, îți dau un apartament la cheie. La cheie, arată impecabil. Eu informez poliția și protecția copilului. Și anume, că ți-am dat un apartament și că dacă tu, nu știu, faci ceva, nu știu, dai foc sau asta, eu nu vreau să răspund. Că eu nu ți-asigur specialiști care să stea cu tine. Chiar dacă tu ai fost învățat, cineva să stea cu tine. Ai o libertate desăvârșită. Însă îți garantez că genul ăsta de program îți schimbă viața. Și atunci informez autoritățile, el intră într-un program de terapie săptămânală în care se întâlnește cu terapeuta, discută, dacă nu are un loc de muncă, îi căutăm un loc de muncă și ce se întâmplă? Că de fapt aici se întâmplă minune. Eu te oblig să economisești 50% din venitul pe care tu îl câștigi lunar într-un depozit deschis pe numele tău, la ce bancă vrei tu? Iar după 2 ani de zile, banii pe care tu i-ai economisit reprezintă un avans la credit pentru a-ți lua o locuință, o garsonieră pe numele tău, unde eu îți garantez cât ai economisit, tu nu vei plăti rata. Rata ta va fi mult mai mică decât ai economisit. De fapt, eu te ajut în ăștia 2 ani tu să te acomodezi cu ideea că trebuie să pui niște bănuți deoparte, iar dacă tu nu ești pregătit în 2 ani, îți prelungesc șederea în apartament până te simți tu emoțional pregătit, da, să faci acest pas. Însă până acum n-am avut probleme. Adică la noi e un succes. Deși eu garantez cu casa mea, adică eu îți dau casa mea. Dacă programul eșuează în 2 ani de zile și tu ai îndeplinit tot și nu am reușit, scrie în contract. Eu donez casa mea. Adică e... Oh, wow. Dar că nu se întâmplă asta. Pentru că e atât de bine gândit. Eu am făcut un research, adică am făcut o analiză, o cercetare când am luat decizia să fac asta. E un sistem gândit de tine sau e ceva? Absolut. Da. E un sistem gândit de mine în care eu îți garantez că tu devii independent dacă respecti niște principii. Plus că eu te oblig, conform contractului, trebuie să faci o acțiune de voluntariat în fiecare lună, la orice organizație vrei tu, n-ai voie la mine. Cu respectul, sincer. Că e foarte important să faci asta. Da. Ca să dai, iar eu discut asta cu tine, da, că trebuie să oferi societății ceea ce ai primit. Mm-hmm. Ce frumos. Și superb. Avem cazul, uite, am cazul lui Viorel, care a fost în locuință și acum este independent și și-a luat o garsonieră undeva în Popești Leordeni. Și care, atenție, eu când l-am preluat pe Viorel, a fost o muncă de 8 ani. Viorel nu vorbea. Viorel era pe medicație neuropsihiatrică. Viorel avea dislalie și l-au băgat cu... Nu vorbea. Avea probleme de... Da, okay. Și l-au băgat în fișa, în schema lui de tratament, avea alte boli pe care eu nu le-am găsit când l-am dus la investigații. Iar el a fost 12 ani sub medicație neuropsihiatrică la Giurgiu. Astăzi Viorel muncește, pune că atât poate, pune marfă în magazine, merchandiser. Merchandiser, da. Merchandiser, da. Omul de la Gaion, da. Exact. În retail, cum ar veni. Un tânăr extraordinar, care astăzi este pe picioarele lui. Câți ani are, scuze? Acum are 28 de ani. Mulțumesc. Și s-a lucrat, de-aia principiul meu este să lucrezi individual cu fiecare, de-aia prefer mai puține cazuri, pentru că este o muncă cu toate transformările care că sunt. Da. Și acum avem un nou băiat, îl cheamă Gabi, unde el a început, e de vreo 5 luni la noi, unde sunt foarte convins că succesul va fi pe măsură, unde el economisește, ne trimite în fiecare lună extrasul în care arată că depozitează. Atenție, noi nu luăm bani pentru că stă la noi, cu condiția că el trebuie să depoziteze într-un cont deschis, depozit deschis pe numele lui, care, atenție, banii reprezintă avansul. Da. Cu cât strângi mai mult, cu atât vei plăti mai puțin. Și cu jumătatea de salariu, practic, se întreține se întreține în garsonieră.
Da, da, și oricum da. Nu-l costă, adică sunt costurile, gen, nu știu, maxim 100 de lei pe lună sunt costurile cu gazonera, da. Din ce am observat, și restul se autogospodește. Dacă gătește, mănâncă mai sănătos și cheltuie mai puțin, dacă mănâncă în oraș... Vorbeam cu Vișinel de cum funcționează procesul ăsta de la el din, din cadrul asociației lui în legătură cu oamenii pe care îi ajută și cum, cum arată tot procesul ăsta, știi, cum e cu terapeutul, care sunt costurile și adică când imaginezi, știi, că e, adică pe lângă că e munca în sine de resursă umană, cum ar zice corporatistul, că e și un efort ăsta, de a fi prezent constant, de a, și financiar și apartament și așa mai departe. Păi da, trebuie să răspunzi în permanent când apare o criză. De aceea eu și informez autoritățile. Principiul meu este așa. Dacă tu ca autoritate oferi ceva asemănător sau mai bun decât ofer eu, ți-l placez ție. Dacă tu nu oferi ceea ce ofer eu, te rog frumos. Mai bine mă plătești pe mine. Și nu, da, păi, mă rog. Să mă... Nu, eu mă gândesc la chestia asta uneori, na, deși poate e un pic antitetic așa cu ce convingeri mai am, de a privatiza genul ăsta de, știi... Eu am susținut dintotdeauna și eu chiar cred că e important să dai posibilitatea societății civile pe care să le subvenționezi ca stat și tu ca stat să-l monitorizezi, că de-aia ai structuri de monitorizare. Exact, pentru că e foarte ciudat. Uite, chiar ieri prezentam doamnei ministru și anume avem situația cu telefonul copilului 119, da? Unde copilul sună dacă a fost victima unui abuz. Ce faci în cazul copilului care se află în centru și care ghișce sună la 119, care ghișce cine este abuzatorul? Efectiv. Este chiar instituția. Da. Și... Adică ar fi sunat și ar fi ajuns tot acolo, de fapt. Exact, exact. Da. Și spuneam că nu e ok, adică doar o descentralizare serioasă în care renunți ca tu degea pe ce să fii furnizor, acel număr poate fi... Măcar la alt minister sau că nu e ok. Tu, statul care oferi serviciu, să fii și e pe sistemul lupul paznic la oi. Deci... Supracontrolul, mă rog, ar trebui, în fine. Acum vorbim, băzmim despre o lume ideală. Și avem un problem, adică sunt copii care i-am pus să sune la 119 și s-a trezit că e mai rău abuzat decât a fost înainte, doar pentru faptul că el a sunat și le-a făcut probleme. Că rămăsesem la te-au demis. Ce urma după? Păi ce să urmeze? Atunci, poate mai țineți de chat, că atunci am vorbit și noi de cazul lui Vișinel și ce nec ne-am făcut colectiv la nedreptatea fantastică. Mi s-a făcut rău. Am fost tot bolnav în ultima perioadă, m-am și operat. E clar că eu am fost afectat. E nedreptatea asta, știi? Te duci să lupți pentru o categorie de persoane pentru care tu crezi și vezi că ei te sancționează și îți spun că, știi, trebuie să te eliberăm din funcție pentru că tu ai făcut ceva contrar viziunii noastre și zic ok. Și cred că nedreptatea asta, consumul ăsta al meu personal, care eu internalizez foarte mult, eu nu arăt suferința, în general o țin în mine și asta m-a afectat. Dar, slavă cerului, mi-am îndreptat și coloana, deși a fost obrezită, suntem bine. Doamne ajută! Și acum, cum colaborezi cu ministerul? Ești primit acolo? Ești luat în seamă ca un consultant? Cum arată acum relația cu ei? Păi, cred că suntem la început. Există cealaltă carapace a celor care sunt vechi și care tot dau... informații, nu știu de care, că nu am un control. Cert este că e un deranj. Eu, deschiderea mea este una și rămâne una foarte mare. Nu întâmplător am acceptat să ne vedem ieri cu doamna ministru, tocmai ca să arătăm că suntem deschiși, că noi chiar vrem să eradicăm abuzurile din centre, pentru că interesul meu este să salvez cât mai mulți copii. Mi s-a părut că a fost așa, o întâlnire să justificăm sau să bifăm în întâlnire. Noi continuăm. Nu ne lăsăm, continuăm și le mulțumesc celor care au fost ieri, fiindcă n-au fost puțini. Am fost câteva zeci de organizații care ne-am spus ofu și am spus că se întâmplă asta. Mărturisesc că mi-aș fi dorit ca doamna ministru să stea mai mult de 30 de minute. Înțeleg că a avut o altă întâlnire la guvern, pentru că ne-a lăsat cu lupul, cum am zis mai devreme, așa, și efectiv ne-a lăsat cu omul care este de 20 de ani acolo și care mimează ascultarea, mimează tot procesul. Lucru care, mărturisesc pe mine personal, m-a revoltat. Și nu doar pe mine, ci toate organizațiile care au fost prezente. Deseori avem tendința asta de a blufa
prezența celor care chiar vor să facă ceva. Am mai vorbit, vorbeam și cu Vișinel, mai vorbit cu cineva cam în aceeași poziție ca lui Vișinel din perspectiva activistul contra statul. Activistul care vrea să schimbe ceva contra statul. Știa, statul te primește și pe urmă te dă afară și mai departe. Tot așa exact ceea ce zice și Vișinel, exact aceleași povești nenorocite de intimidare, de scandal media, de mafie din afara și așa mai departe. Da. Da, sunt la ordinea zilei, din păcate. Asta e chestia, la asta mă gândești, adică dacă asta e situația în acest minister al familiei, în toată situația asta, păi la celelalte ministere, știi, la, nu știu... Cred că peste tot finanțe, sunt probleme. Finanțe, oare ce o fi? E grevă. Știi? Da. Adică... E o grevă. Dar asta, doar știi? Din asta, de la recorder, apropo de și de ce... Exact, da. Câte straturi de mafios, nivelul de straturi. Da. Nu sunt mai straturi, mai adauge straturi de mafios la... Da. Scuze. Nu, da. Da, și nu... Aici, dar uite, tu trebuie să mai mergi pe la minister. Da. E o realitate foarte crudă și se întâmplă. Adică, și gândește că aici, când vorbim de copii, vorbim de rețele de prostituție, vorbim de pornografie infantilă, vorbim de niște trafic lucruri... Trafic carne vie, de... Ce vorbeați la un moment dat de droguri, adică cu copiii sunt o resursă din alt punct de vedere decât aceea pentru a-i pregăti și a-i apăra, atenție, a-i pregăti pentru o viață independentă și a le apăra interesele. Uh-huh. Aici este problema, că chiar nu le sunt apărate interesele. Că n-are cine. Și atunci suntem noi ăștia activiștii care urlăm în fiecare zi și care deranjăm și se încearcă chiar pentru noi un control din ăsta. Haide să ajungem la o înțelegere, haide să pozitivăm puțin intervențiile. Gândește că am fost la o întâlnire zilele trecute cu președinta autorității, cu vicepreședintele, cu secretarul general, cu consilierul doamnei președinte, în care toată discuția era să nu mai scriu eu articole, că ei sunt deranjați că eu scriu articole. Eu, tratând un fenomenul abuzurilor sexuale, atenție, din partea angajaților asupra copiilor. Da, Vișinel tocmai a avut asociația Vocea Copiilor, tocmai a avut o întreagă campanie în legătură cu această problemă a... Unde ne-ați susținut, susținut și ați fost alături de noi, în care am tratat fenomenul abuzurilor sexuale, unde eu mi-am propus săptămânal să scriu exact, atenție, eu scriam, de fapt, făceam o opinie la ceea ce îmi raportau. Că îmi raportau cazurile de abuz. Și eu scriam o opinie și erau foarte supărați că de ce scriu asta? Că sunt chestii din trecut. Stai, că eu am centralizat și pe 2023. Principiul lor că dacă s-a întâmplat ieri, e din trecut. Dă-ne ceva astăzi. Păi niciun copil a abuzat. Nu o să spun astăzi. Știi, m-a abuzat astăzi Ionescu. Orice victimă, oricărui abuz n-are... Păi e normal, adică asta ca până primă, nu se simte safe, el nu face pasul. Exact. Copii, mai ales ca vorbind despre niște oameni care gen nu îți dau senzația că ar putea înțelege sau că te-ar crede în primul rând. Care... Da, absolut. Nu mai spun că e o problemă și cu să crezi un copil, adică ei chiar pornesc de la acest principiu. Da. Și anume să nu creadă copilul. Și atunci asta blochează întreg procesul. De scuze, poate îți spun la care poți să-mi dai doar un răspuns cinic, dar mie îmi tot stă pe creier, mai ales cu toate cazurile astea și cu bătrânii. Cum crezi că ajung niște oameni? Adică, ok, am înțeles, ai fost angajat pe pile, ești vărul cuiva care trebuie să-și ia și el un salariu, ok, înțeleg asta. Dar cum ajung să fie niște literalmente monștri? Zic de oamenii ăștia și care lucrează în centrele de plasament, care lucrează cum au lucrat oamenii cu bătrânii. Cum ajunge un sistem de monștri? Că nu sunt niște cazuri, sunt toate cazurile. Sistemul se transformă sau devine monstru prin faptul că refuză să trateze un subiect, iar toți cei care vorbesc despre sunt eliminați. Pentru că există un întreg concurs de oameni care sunt implicați și sunt foarte mulți care sunt deranjați în momentul în care. Ideea de monstru cred că oricum e puțin spus, adică e ceva mai mult de atât. Sistemul va face tot ce stă în putere să se apere. Și dacă se poate să se apere pe documente, important este să evite cât mai mult și să arate că acel copil spune adevărul. Dar de ce vrea sistemul să ajungă în punctul ăla atât de abuziv? Pentru că până la urmă mă tot gândesc la asta cu bătrânii, că e mai cunoscută în toată lumea. Adică să nu ții un bătrân legat de pat nu te costă nimica. Să nu tratezi niște oameni ca pe niște câini nu te costă nimica. Sau dacă te costă în rândul zecilor de lei. Da. Adică de ce să ajung la cazurile astea atât de violente, pentru că atât de monstruoase? Pentru că oamenii care lucrează acolo fie nu sunt profesioniști, ei la rândul lor sunt abrutizați. În opinia mea, chiar în recomandările pe care le-a transmis doamnei ministru ieri vreo 50, soluții.
cum spun ei, dați-ne soluții. Le-am dat 50. Oamenii ăștia care lucrează cu ei trebuie la rândul lor să fie formați. Oamenii aceia nu beneficiază de formare. Oamenii aceia nu beneficiază de terapie. Gândește că dacă ai un om care lucrează de 10 ani, omul ăla săracu e, dacă n-a beneficiat de o formare... Ei la rândul lor se încarcă cu poveștile copilor, cu ceea ce văd. Uh-huh. Și dacă tu nu acorzi timp și acelor oameni care furnizează la rândul lor, prin prezența lor fizică, activitatea pe care ar trebui să o facă, se declanșează așa o stare din asta. E mecanismul lor de protecție. Dom'le, ne facem că nu vedem, ne facem că oricum nu face nimeni nimic, și atunci sistemul devine complice. Prin oamenii aceia care la rândul lor sunt complici pentru că ei nu fac nimic. Da. Vor doar să plece acasă. Vor să plece acasă. Da. S-au săturat. Nu mai pot. Pentru mine pornește din ideea asta de mă gândeam la oamenii ăia de lucrau în azil sau oamenii care lucrează în centrele. Știi, intri acolo, te duci la muncă. Uh-huh. Sanchi. Whatever. Da. Intri pe poarta locului ăluia în fiecare zi unde stau legați de pat niște bătrâni. Da. Știi, cum pui capul pe pernă? Cum te duci acasă la copiii tăi? Cum faci sex cu partenerul tău? Băi, adică e... Nu cred că vezi. Chiar dacă el e legat, tu nu mai vezi. La fel cum medicii se obișnuiesc cu a vedea whatever sânge și alți demoni, cred că așa se obișnuiește. Adică mi-închipui, vorbesc acum băsmesc. Da, nu, adică la asta m-am gândit și eu. Da. E o desensibilizare. Desensibilizare de asta. Da, absolutely, da. Și cred că într-un fel, adică, nu știu, eu mă gândesc la partea asta, că totuși oamenii ăștia care se ocupă de îngrijirea atâta copiilor, cât și a bătrânilor, că vorbim de centre de plasament, uh-huh, de toate felurile și de facilități de ajutorare ale statului, eu cred că oamenii ăștia totuși ar trebui compensați cât să poată trăi rezonabil, știi? Pentru că să mergi, să știi, da, că scuză-mă, să mergi, iau salarii chiar mici, cei care lucrează, păi asta direct zic, asta zic, că aia care merge și se șterge la curmoșul, exact, din așa, ăla are un salariu. Cei care au salarii mari sunt în zona de leadership. Da, fac management. Zona de leadership. Vă închide ochii, hai să vorbim despre lucrurile bune, mm-hmm, hai să ne vedem de viață, că eu am o viață, am niște bani, vreau și eu să-mi o trăiesc, nu, exact, vreau să-mi ocup capul cu chestiile, exact, astea. Ăla care e în situația în care trebuie să fac, care face munca de jos, cum ar veni, în absența nu doar a compensației, a remunerației, știi, dar și a, că mi se pare că și asta e o chestie, știi, a recunoașterii celor din jur, da, nu, care nu iarăși există. Nu există, știi, domnule, asta e meseria ta, fă-ți-o, ce mă frești la cap, știi? Exact. Cred că astea sunt, știi, cumva elementele care... Asta, asistența socială în România, mi se pare că e tratat așa, ca o muncă de mâna a doua. E o muncă de mâna, da, și e rușinos aproape. Da, eu, generația mea, erau făcuți mișto, erau luați la mișto, studenții de urmă să meargă la asistența socială. Era așa ultima facultate la care... Da. De ce nu dai și tu la aeronautică sau la politehnică? Alea sunt meserii șmechere. Nu, e nevoie de specialiști, e nevoie de oameni care să facă asta, pentru că doar așa poți să faci o schimbare și trebuie să schimbi puțin paradigma. E adevărat, dacă tu lucrezi acolo o perioadă și nu există mecanisme care să te ajută pe tine să te descarci, te descompui, devii, te dezumanizezi. Pentru că ăsta e contextul în care tu lucrezi, în care ești împins să lucrezi și să nu mai vezi. Uh-huh. Uite, îmi spunea mie domn profesor, lucrând pe teza de doctorat, chiar el mi-a recomandat, te rog eu mult, dă cuiva să se uite pe teză care nu a citit-o vreodată. Doar el poate să găsească greșelile din teză. Pentru că dacă tu te uiți, tu în mintea ta, tu ai deja proiecția. Mintea ta deja e permeată de contextul, exact, ăsta. Și ai tendința să... Și așa este. Tendința de a citi pe diagonală, obosit fiind după să citești sute de pagini, în momentul în care citește un om din afară, pentru prima dată, el altfel vede greșelile din teza mea. În timp ce eu, dacă aș reciti, eu nu văd. E așa și cu sistemul. Întotdeauna trebuie să existe mecanisme care să-l ajute pe el să se redreseze. Și întotdeauna trebuie să vină cineva din exterior. Gândește că acum, la conducerea acestei instituții, un om care e de 20 de ani acolo. Da. Asta care a condus protecția copilului și de 17 ani a fost director la direcția de protecția copilului din cadrul autorității și acum conduce autoritatea. Păi are fixația și limitele unui om care e acolo și el nu vede altceva. Care a permis să se întâmple ce și care a permis și permite în continuare. Nu-ți imagina că s-a întâmplat minunea, nu? Permite în continuare, ba chiar filozofia ei, mi-aduc aminte la o întâlnire la Comana, unde am avut o întâlnire cu toți directorii din toată țara, abordarea a fost: voi, directorii, ne protejați pe noi, noi fiind autoritatea, noi vă protejăm pe voi. Efectiv, am avut sentimentul că particip la o întâlnire din asta de tip Noza Costra. Da, Coza Noastră. Coza Noastră. Așa, Coza Noastră. Adică nu se poate așa ceva. Da. Adică noi facem mafie copii. Da. Adică asta se întâmplă. Noi protejăm infractorii. Noi protejăm abuzatorii. Noi protejăm, păi, concret,
pentru copii face cineva ceva? Nu. Asta este o viziune foarte cinică. Pe mine mă îngenunchează așa că mă gândesc la chestia asta, pentru că, într-adevăr, faptul că acești copii sunt ai nimănui este un element pe care oamenii și-l folosesc ca să nu ia acțiune. Că de la urmă ce o să se întâmple? La urmă, adică ei spun că nu e copil. N-are un tată care să mă reclame la nu știu ce sau la te, și dacă e să sune la 119, tot la mine ajunge, deci știi, adică ce sens are? Exact, exact. De aceea, cred că modelul cel mai bun e ce spuneai la un moment dat, e parteneria din asta public-privat, în care ai o societate civilă, în care acum tu controlezi, adică tu nu dai licențiere așa. Bine, s-a demonstrat că s-a dat licențiere așa. Licențiere la ce? Ca un centru să funcționeze. Aha, cum a fost cazul azilelor de bătrâni. Nu e ok, dacă vorbim de cazul respectiv, dar ai situația în care, în momentul în care tu separi cele două puteri, și ai un furnizor de servicii sociale, ONG-ul X, care se își propune să aibă grijă de 10-15 copii, tu ca direcție te duci și îl monitorizezi. Tu ca direcție te asiguri că acei copii sunt safe. Pentru că tu, pe baza rezultatelor, poți să aplici sau nu finanțare. Să mergi după modelul danez. În Suedia, de exemplu, tu îți primești banii pe copil dacă copilul s-a reintegrat în comunitate. Și dacă copilul este bine. Okay. Am fost într-un centru pentru toxicomani, unde copiii care erau în tot felul de anturaje periculoase, erau instituționalizați în aceste centre, iar organizația primea bani abia după ce copilul era reintegrat. Motiv pentru care copilul nu petrecea mai mult de un an și jumătate în acel centru. Și era reintegrat în societate. Și organizația primea bani abia după, care într-adevăr costurile erau undeva la 8.000 de euro pe lună. 8.000 de euro per beneficiar. E adevărat că, de exemplu, discutasem cu o fată care a vrut să meargă la pescuit. I s-a pus mașină la dispoziție, aflată într-un astfel de centru. Și cu reprezentantul, muzicoterapeutul, psihologul, o echipă așa de, nici nu știu, 7 oameni, s-au dus cu ea, i-a pescuit, s-a vorbit cu ea. Adică un proces din ăsta în care sunt 7 specialiști pe tine, ca să te ajute să te recalibrezi, să te echilibrezi, să te pui pe picioare. Și bănuiesc acolo, rata de succes este enormă. Da. De altfel și în România, rata de succes a copiilor care sunt în ONG-uri, în centrele administrate de ONG-uri și centrele de stat, e covârșitoare. În sistemul privat e undeva la 80%, în timp ce în sistemul public e undeva de 10%. Cum funcționează sistemul privat la când vine vorba de așa ceva? Adică cum mai, de unde faci profit? De unde face patronache profit? Nu e profit, e pe donație. E din bunăvoința fiecăruia de a face acest gest. Care ONG-ul are o altă implicare. Are un alt stimul. Da, în primul rând, voința și dorința lui de a face un bine. Da. După aia se limitează la ce resurse financiare are. Că probabil eu, dacă mi-aș permite financiar, aș face mult mai mult decât să ajut două cazuri. Mi-aș extinde, dar mă limitez cât îmi permit financiar și oricum niciodată n-aș depăși 10. Pentru că e foarte greu. Imaginez. 10 e maxim. Da, noi în general suntem destul de activi, doar că limitat la nivel de copii. Și mie mi se pare foarte bine și abia aștept să veniți în tabăr. Avem o tabără foarte mișto. E între 1 și 5 septembrie la Predeal, unde va fi o experiență excepțională. E doar pentru fete, nu? Fetele e doar pentru fete. Dar e de la, pornește de la acel documentar, Alice. Alice există. Da. Și va fi o experiență. Avem un muzicoterapeut, o terapeută, un psiholog, un jurist. Am luat un avocat special care să le mobilizeze, să le determine pe fete să se organizeze. Da, mișto, foarte mișto. Și să se apere în fața instituțiilor. Și avem copii din Brașov. Ce-mi tot îmi trece prin cap, dar nu pot, trebuie să zic, că nu mă pot abține. Pe mine mă emoționează foarte tare acele instanțe în viața mea când văd, dom'le, cât de ușor e să faci bine de fapt. Știi? Absolut. Pentru că trăind în contextul ăsta, trăind în toată corupția, în toată, da, în succesiunea, da, societății bolnave în care am tot trăit atâția dintre noi timp de secole, avem senzația că lucrurile astea sunt foarte grele de realizat, știi? Adică ideea, domnule, de a lua un copil și a-l pune într-un apartament, mergi la muncă, îți pui jumătate din salariu, adică chestia asta, până să te întâlnesc pe tine și să văd chestia asta ca proof of concept întâmplându-se, în capul meu era, mi se părea de irealizabilă, știi? Mi se părea foarte greu de realizat. Chiar deloc, chiar deloc. Da, și cred că suntem cu toții cumva păcăliți așa, știi? Având în vedere mediul care ne înconjoară, suntem păcăliți să credem că, domnule, de fapt e utopic. Utopic e foarte greu să realizezi chestia asta. Nu este absolut deloc greu, de fapt. Necesită timp.
da. răbdare și să ca asculți. Orice, adică orice da, da, necesită da. Timp, răbdare, muncă, să te gândești, să planifici. Să tot de exemplu, fetele care participă în tabără, fiecare ființă vine cu propria traumă. Da, 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 bineînțeles. Fie că vorbim de droguri, o să vezi, fie că vorbim de prostituție. Uh-huh. Sunt special am cerut să fie, pentru că e o tabără terapeutică, unde interesul meu e să fac reset emoțional și să le ajut pe ele să se accepte și chiar să... Dorința înseamnă... mea principală este să devină niște activiste. Eu sunt cu chestia asta. Ah, păi le îndoctrinez, păi asta e propagandă, face oameni. Dar cred că e și greu să treci prin tot, adică așa apropo de tine, cred că e greu să treci prin tot procesul ăsta și să nu vrei la rândul tău să, poate nu activist oficial, dar în sensul să vrei eu să schimbi pentru eu așa am creat, eu așa am creat Consiliul Tinerilor Instituționalizați. Uh-huh. Un consiliu în care sunt tineri din centre, care ei s-au organizează la nivel național și duc adevărate lupte cu instituțiile, ba chiar au încercat tot felul de presiuni față de ei săraci și sunt, ei sunt toți niște copii și sunt foarte mișto și au personalitate juridică, adică ei sunt autonomi și au creat acum, sunt 5 filiale în toată țara. Ei vor să fie mai mulți, dar ce îmi place la ei e entuziasmul și dorința de a fi niște activiști și de a lupta pentru colegii lor. Ceea ce eu asta am făcut cu fiecare cu care vorbesc și ăsta a fost și conceptul gândirii în momentul în care am creat nebunia asta. E adevărat că sistemul nu și-a dorit să creeze asta, dar nu, asta este. Eu am creat-o. Aș vrea să mai adaug la ce a zis Lăvor mai devreme, apropo de cât de ușor e să faci bine și... Na, tot contextul ăsta în care suntem în fiecare zi, în care nu e așa, fiecare e cu aia măsii, ai facultate, ai muncă, ai whatever, lucruri care sunt total de înțeles, că știu că de multe ori se creează această anxietate, știi câte cazuri... doar noi câte punem în fața voastră plus ce vezi la TV plus și așa mai departe și poate să fie anxiant și că nu știi cum să ajungi, nu știi cum să schimbi această lume și vreau să zic că este ok, este în regulă, nu e o tragedie că nu toată lumea este ONG-ist, de asta și noi și orice om mai vorbești despre lucrurile astea, mai poți să mai donezi din puținul tău, mai poți să mai faci o zi de voluntariat, mai poți să și eu fac asta pe Instagram. Să eu fac asta exact când sunt liber, e foarte important. Că eu, la rândul meu, am un serviciu, lucrez, așa mă întrețin în viața de zi cu zi. Iar eu ceea ce fac, fac gratis, fac în timpul meu liber și noi toți din asociație, în timpul nostru liber, pur și simplu, după program, ca să nu interfereze cu activitatea, și avem răbdare cu fiecare, cu fiecare. Da. Gratis. Da, e o tabără terapeutică. Tot o fată, vreau și o tabără. Da, e o tabără terapeutică pentru copii aflați în grija statului, copii cu o serie de traume care pot fi ajutați să își accepte trauma și, de ce nu, cum spuneam mai devreme, să devină niște activiste. Da. Ce înseamnă să-și accepte trauma? Asta mi se pare un subiect interesant. Eu cred că succesul meu este dat, este strâns legat de asta. Eu cred că n-aș fi reușit dacă nu m-aș fi iertat pe mine și i-aș fi iertat pe cei care mi-au făcut mult rău. Da, e foarte important să consideri chestia asta că e iertat pe cei care... Absolut, absolut. Deci e iertat și nu ignorat? Adică cum ai ajutat? Nu, i-am iertat pur și simplu. Nu, ignorarea este să menții traume. Da. Nu, eu pur și simplu i-am iertat. Adică eu, de exemplu, când am filmat cu cei de la The Guardian, unde două săptămâni am stat împreună și Wenda Stevenson îmi gătea ciuperci la cuptor și a fost amuzant toată experiența pe care am trăit-o cu această jurnalistă. Căutați, iartă-mă că te întreb, căutați Ceaușescu's Children, nu? Da, exact. De la The Guardian este, spune-le tu ce e. E despre, efectiv, două săptămâni pe care le-am petrecut cu această jurnalistă, în care pur și simplu femeia m-a dus în trecut, în cel mai profund trecut al meu, și am încercat să căutăm oamenii care au avut un impact negativ asupra mea. Inițial am încercat să ducem flori și eu să-mi cer iertare, deși ei mi-au făcut mult rău. Foarte mult rău. Ce puțin pe Celina, care a fost coșmarul copilăriei mele, pentru care eu nu reușeam să depășesc cifra 5, că nu puteam să număr decât până la 5, sau nu puteam să învăț alfabetul, fiindcă nu puteam să zic mai mult de D, adică deja F era ceva foarte greu pentru mine. Iar pentru fiecare blocaj, violențele erau ceva foarte... greu de erau inimaginabile, pentru că exista o vargă foarte flexibilă și luai câte 10-20 la o palmă și luai în ambele palme.
Și la un moment dat, efectiv, strângeai de durere, buceai că era durere și cam așa a fost primii ani de școală și m-am dus să-i mulțumesc. N-am mai găsit-o, dar a fost un exercițiu foarte greu cu Wenda, după care ne-am dus să-i vadă pe părinți. L-a găsit pe un frate care era într-o stare critică, în sensul că pentru el faptul că a plecat din centru n-a fost ceva pozitiv. El n-a putut să depășească condiția și asta apoi a șocat-o și mai tare, că nu înțelegea contrastul între mine și fratele meu, care era într-o altă lume, într-un altă. Însă el, așa cum a fost, a încercat să supraviețuiască și asta a marcat-o pe Wenda Stevenson și au fost 2 săptămâni în care pur și simplu ea a mers cu mine peste tot unde am fost și m-a resuscitat acolo emoțional, plus că am fost la părinți care locuiau într-o casă căzută, efectiv, într-o casă dărăpânată, pentru că imediat după colectivizarea din 49, părinții mei au fost afectați, bunicii s-au sinucis, iar părinții mei n-au mai vrut să lupte, adică pentru ei regimul comunist a fost ceva care le-a schimbat la 180 de grade viața. Adică, s-au resemnat și efectiv doar făceau copii și noi toți am ajuns în orfelinatele acestei țări. Da, e important să te accepți, da, să te ierți și da, dacă vrei să reușești, trebuie să ierți pe ceilalți. Să știi că e greu, dar e singura șansă. Eu știu o întreagă instituție, anume cea a bisericii, care gen nu... Deci dacă le zici asta, that's like insane to them, mi se pare de multe ori. Ah, scuză-mă, da. Adică mă gândesc la toți ăștia, de părintele Calistrat, părintele, știi, toată biserica asta și care se duc și fac, știi? Când a zis vișinel cuvântul iertare, da, fiecare, da, asta, da, m-am gândit, da, știi, la dogma religioasă. Nu există, da, nu așa ceva, nu, nimic. Că m-am gândit la dogma religioasă care popa, practicantul, whatever, zice, tot zice de asta de iertare, de toate cele. Da. Dar la rândul lor nu iartă. Aia, da, exact, nu iartă niște chestii, adică foarte basic. Doar la problema avortului versus, da, 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 instituționalizați, da, doar la problema LGBT, iarăși, da, și câte și mai câte, adică nu există așa ceva pentru ei. Nu, ei doar folosesc cuvântul Domnului, da, tocmai, da, pentru manipulare și exact, exact. Nici nu au interesul de a face altceva. Efectiv. Chiar eu la un moment dat, la începuturile gândirii mele, propuseseră în bisericii și anume că putem să desfințăm centrele printr-o simplă inițiativă, biserica, prin faptul că avea 18.000 de lăcașuri, dar nu biserici, prin acele case parohiale. Da. Și am făcut un calcul, domne, în centre, aveam atunci, erau chiar 18.000, 18.000 copii erau în centre de plasament și rezidențiale la nivel național. Și m-am gândit, domne, dacă fiecare casă parohială ar lua un copil, unul, și aș da acelei casei parohiale, doamnei preotese, 3.000 de lei, 4.000 de lei pe lună. În primul rând, copilul crește într-un mediu mult mai safe decât într-un centru și n-am mai avea centre de plasament. Și centre de plasament l-aș transforma în niște locuințe pentru tinerii peste 18 ani, care decât să ajungă pe stradă, mai bine le dau lor câte un apartament la fiecare și să se pună pe picioare. Nu vă spun ce a fost. Păi cum? Nu, zine, sunt curios, care a fost reacția? Adică de ce, care era motivația pentru că nu... Că nu, nu, nu există interes să facem asta. Și atât. Atât. Păi. Că exagerezi. Ce vrei acum? Na, oricum, noi, asociațiile de culte, avem câțiva copii. Dar și... există, ei au deja, nu? Există chestia asta la ei? Sau asta e doar la Biserica Catolică și încurc eu ideea de a lua, nu știu dacă neapărat în parohii, dar în, nu știu... În acest moment sunt aproximativ, nu știu, estimez undeva la 1.000 de copii administrați, găzduiți de aceste biserici, centre ale bisericilor. Păi cum, doar 1.000? Mihail Neamțu ne-a zis că doar un popă, dar știe el, are 600. Nu știu dacă ții minte, da, ții minte, spaterea, da, avot. A zis că doar unul dă-l știe el. Îl știe el, are numărul lui, doar ăla are 600. Nu, nu, nu. Îi sună pe fiecare. E fals, e fals. Da, eu știu de cine vorbește. E unul din Prahova și care, într-adevăr, avea undeva la 350. Aha. Unde acolo, oricum, s-a creat, în opinia mea, eu aș fi desfințat zona respectivă, pentru că s-a creat un fel de pepinieră. Da, nu, adică nu e enorm. Și e pe sistemul că ei se îndrăgostesc între ei și dau naștere la alți copii. Adică un fel de campus de mormoni. Nu știu dacă știi ce zic. Da. Din păcate știu ce zici. Dar da, explică-le și la oameni. Poate nu atât, cu atât de multe detalii, dar... Adică mie, eu
eu am rezerve față de genul ăsta de... Cred că biserica are un rol sau poate să aibă un rol, dar nu... Știi, copiii cresc acolo și după aia se îndrăgostesc între ei și dau naștere la alți copii ca să mențină. Și rămân tot acolo. Și rămân tot acolo, atenție, da, e important. E un cult, practic. Da. Dar un cult în sensul că unul... Și care, atenție, nu mai spun de faptul că avem probleme serioase pe îndoctrinare. Eu am dus o luptă foarte mare cu acele organizații religioase, neoprotestante, care îndoctrinează copiii. Ce înseamnă asta mai specific? Adică îi obligă să participe în fiecare dimineață la slujbă, fiecare dimineață, păi după amiază și seara. Oh, wow. Adică am avut situații în care copiii s-au opus și au luat niște bătăi... Da. Cum nu-ți poți imagina? Au fost copii care trec prin procesul ăsta. De exemplu, dacă se duce la preot să-i spună că e gay sau nu știu ce, îi bag într-un proces ăsta de exorcizare. Uh-huh. Atenție, exorcizare. Da, te straight. Da, da, ca să devină straight. Aici ne poate ajuta, ne-am zis că el a trecut prin asta. A fost exorcizat. Și acum e recunoscător. Da. N-are nicio treabă. Pe mine m-a revoltat că și m-a supărat. Mi-au murit foarte mulți colegi din cauza asta. Chiar colegul meu de cameră era trans. Și a suferit în toată perioada adolescenței acest bullying. Plus că nu era susținut de nimeni. Adică bullying-ul era și de la educat la toată lumea. Pe lângă bullying-ul din școală, era bullying-ul din centru. Uh-huh. Și el a fost efectiv găsit după ce a luat vreo 30 de pastile. Deci el așa și-a găsit rezolvare. În care a zis că a lăsat un bilețel în care a zis că nu mai poate duce. Efectiv a zis că el nu vrea să se modifice, nu vrea să schimbe nimic din el. El așa se simte și că vrea să fie respectat, dar că nu s-a putut, motiv pentru care a ales să-și ia viața. Eu eram așa, foarte revoltat. Zic, măi, nu se poate. Și chiar când am fost numit în funcție, la scurt timp, am trăit un caz interesant la Satu Mare. M-am deplasat acolo și încercând să investighez o rețea de tot așa, niște educatori au întreținut relații sexuale cu niște copii de acolo din sistem. Cum au găsit că ele știm că eu sunt pro-LGBT, încearcă să-mi schimbe subiectul spunând, știți, avem și noi un copil care se îmbracă în fetiță și noi nu știm cum să... Zic, doamnă, uitați-vă puțin la mine. Am o rugăminte. Dacă îmi povestiți din perspectiva în care să le etichetați, e o filozofie foarte greșită. Tot ce vă doresc este să fiți alături de el și să-i spuneți că îl susțineți. Atât. Pentru că acest copil, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, va face ceea ce fac mulți copii și anume se sinucide. Pentru că noi nu suntem alături de ei. Ca acum câteva zile, atenție, aceeași femeie cu care am vorbit, după ce am cerut o anchetă pe un caz groaznic, tot în același județ, persoana care se duce să vorbească îi spune, acea individă îi spune băiatului că lasă-mă și pe mine cu poponarul ăla de la București. Deci ca să înțelegi filozofia sistemului de protecție a copilului, eu rugându-o din tot sufletul să-l susțină pe acel copil. Da. Cine sunt eu să judec? Apropo de cât de ușor e să faci bine, de fapt. Da, doar să vorbești atât. Să-i spui că sunt alături de tine. Da, nici nu să vorbești, că dacă taci e bine. Doar să-i spui că sunt alături de tine. Atât. Da, that's it. Gândește că fiul meu, la un moment dat, foarte simpatic, el fiind în spatele în mașină, văzându-mă că din când în când mai am contre cu mama lui, îmi spune, tati, știi ce cred eu? Eu cred că tu ai fi mai fericit cu un bărbat decât cu o femeie. Eu mă uitam la frate meu și eram... Nu dau seama dacă e o remarcă misogină sau... sau e pro-gay rights. Și eu eram, ok, la ce te referi? Uh-huh. Știi ce am văzut eu? Eu când te văd în preajma bărbaților, în general în preajma lui Bogdan, eu te văd mult mai fericit, mult mai bine. Eu cred că pe tine femeile te supără și zic, nu mă supără. Deseori mă mai contrazic cu mama ta pentru că nu sunt de acord cu anumite viziuni. Dar eu n-am nimic, eu iubesc pe toată lumea. Nu. Uh-huh. Dar eu cred că te face mai fericit. Copiii sunt wild. Da, they're amazing. Copiii sunt wild. Mine, ăla a fost un moment... Îmi dă drumul la odasta. Da. Gestionez tot despre tine. Da. Zine dacă există în viața ta... Și, de fapt, nu, există, că tu ești un om pozitiv și toată lumea te știe drept un om pozitiv și asta e și fascinant cumva la tine, cum ai trăit și trăiești prin perspectiva copiilor
toată trauma asta și tu totuși ești, vorbești cu zâmbetul pe buze și încerci să fii calm și să rămâi nesănătos de rațional dacă aș fi în locul tău și să exprim exact ce e de zis într-un mod frumos. Da, și voiam să întreb dacă e ceva pozitiv ce se naște în toată treaba asta și care oamenii să rămână pe lângă toate nenorocerile pe care le-ai povestit. Cred că trebuie să te accepți. Asta e cheia succesului și, așa cum am zis la un moment dat, este să te ierți. Că, de fapt, dacă te ierți pe tine sau dacă ierți pe ceilalți, să știi că te ierți pe tine. Eu, de exemplu, nu pot să păr pică sau să mă supăr. Oricât de mult rău mi-ai putea face, nu știu de ce, nu știu cât de tâmpit sunt, dar nu pot să te urăsc. Prefer să am discuții contradictorii, să ne certăm și asta. Bine, ne certăm în niște limite, că eu nu țip. Tu țip sau persoana respectivă, în general, are tendința de a crește nivelul de voce. Eu sunt pe zen. Cred că cheia succesului este să te accepți atât de mult pe tine și să te ierți, să înțelegi că tu n-ai nicio vină. Adică tu nu trebuie să-ți faci rău pentru ceea ce nu ți aparține. Chiar dacă cineva ți-a făcut rău, de fapt, el și-a făcut rău lui, nu ție. Pentru că mai devreme sau mai târziu, mintea asta va declanșa niște amintiri și organismul ăsta reacționează, trebuie să curețe. Ok, păi și ăia din minister? De când și eu iau și ei de la univers? Cred că de la minte, mă rog. Eu cred că se întâmplă și cu ei, nu întâmplător. Știi cum e? Noi în viața asta vom răspunde într-un fel sau altul. Și cred că nu întâmplător faptul că cel mai probabil rudele lor, prietenii lor sau oamenii apropiați lor sau chiar ei, că sunt foarte mulți care sunt bolnavi de tot felul de boli sau de situații, pentru că ei n-au reușit să se ierte pe ei, n-au reușit să... Și probabil până nu vezi în tine, în interiorul tău și vezi doar din perspectivă instituțională, eu cunosc foarte multe cazuri sau persoane din sistem care au murit. Au murit de cancer, au murit care lucrau în sistem de protecție. Da. Și care erau niște oameni foarte răi. Foarte răi. Da. Pentru că mintea are capacitatea asta să regleze. Și eu cred că noi toți aici pe pământ o să dăm socoteală tot aici. Eu nu cred în aia, iad, rai. Da. Nu aici să dă socoteală. Și atunci interesul meu este să nu pot garantez că nu greșesc. Cred că e uman să greșești, dar încerc să reduc cât de mult pot suferința. E adevărat, n-am cum să o reduc când fac plângeri la parchet sau și se investigează trafic sau... Păi le fac suferință lor. Acolo e suferință, mi-o asum, să știi. Faci suferință lui doamna Firea. Păi nu mai e. Mă rog, nu înțeleg ce vreau să spun. Mergeți, dați follow la Asociația Vocea Copiilor, dacă vii și în talentul ăsta de vorbești 20 minute cu el și îți vine să piși ochi. Da. Mulțumim. Nu, iertați-mă, nu am vrut. Nu, cu tot respectul, Da. În sensul bun. E tocmai pentru că ești un povestitor și un om atât de bun în aparența ta că ne bași pe toți în ăștia, adică știi și povestea ta, dar e în a very good way, adică doamne iartă-mă, nu e... Sărmâna. Ești foarte convingător și ajunge orice zici și orice poveste de genul ăsta pe care o zici, ajunge direct în sufletul tău. Dragă YouTube, urmăriți-l pe Vișinel pe Instagram, are și cont personal pe lângă contul asociației sale, o să aveți toate alea în descriere. Dacă vreți, puteți să donați către Asociația Vocea Copiilor, tot în descriere găsiți link-ul. Puteți de asemenea să întreprindeți acțiuni de voluntariat împreună cu Asociația Vocea Copiilor și tot Vocea acolo pe Copiilor site-ul. Nu este singurul ONG de genul asta, cu siguranță la fiecare dintre voi în orașe sau în orașul mare apropiat de voi există tot felul de asociații, organizații, oameni care pun mână de la mână pe care puteți să-i ajutați în problematici de genul absolut, ăsta. Absolut. Mai știi niște ONG-uri din alte orașe, așa la prima... Păi, mai este Zâmbește pentru Viitor din Brașov, la fel e implicată pe zona de tineri care au plecat din centre. Mai este o organizație cu care lucrez foarte bine, cel puțin pe activism, este The New Pagan Dawn. Da, știu. Da, să știi că sunt foarte buni. Ce e The New Pagan? Dan. Păi sta bă, frate, cum bă? Adică păgâni, ăștia sunt păgâni? Da, dar să știi că pe activist sunt foarte buni. Da? Da, deci eu vreau să zic că multe acțiuni de cercetare pe mine m-au ajutat foarte mult. Da. Deci sunt impecabili, nu știu cât sunt, dar ei acolo în universul lor fac un research impecabil și se implică și fac rapoarte, analize, se duc să se certe. Am acum un proces unde un copil a fost dat afară din centru și ăștia s-au dus să-l reprezinte în instanță. Da, așa. Șmecher. Dom'le, eu am tot respectul și toată recunoștința. Da, sincer. Chiar dacă ăștia
sistemul îi urăște, dar doar și pentru faptul că se numesc păgân, adică la un moment dat li s-a recomandat, schimbați-vă, dragă, numele organizației. Mi s-a zis asta. Păi ăsta-i nume! Da? Mi s-a zis că, de ce nu lăsați doar că e mai o chestie? Puneți-vă ceva cu noi, zori, că e mai o chestie, în prelungire. Zori zilei. Zori. Asta nu stăia fasciște din Grecia sau ceva? Nu știu cum. Ideea e că e situația asta și... Să știi că cu ei iarăși am colaborare extraordinară. Mai sunt cei de la Catarsis, care sunt foarte buni pe adopții și e o femeie acolo de 80 ceva de ani, Doamne, cu o credință și cu dorința ei de a fiecare copil să crească într-o familie. Tot respectul și toată aprecierea, fiindcă oamenii aceia sunt extraordinari. Sunt, uite, există asociația Smile din Sibiu, există asociația Vreau să fiu părinte din Arad, există Consiliul Tinerilor Instituționalizați, unde sunt doar copii tineri din centre. Le-am creat o structură de autoreprezentare și săracii se chine, chiar acum s-au chinuit și s-au milogit pe la tot felul de fundații, organizații care să-i ajute să-și facă un summit. Cu Chiu Cuvai au reușit să facă un summit și li s-a cerut, atenție, li s-a cerut, vă rog, cu condiții Vișinel să nu participe. Tu înțelegi? Și ei m-au invitat, zic, Vișine, noi nu putem să nu te invităm când tu ai creat chestia asta, adică tu ne-ai dat nouă posibilitatea să vorbim. Și apar, adică sunt tot felul de situații. Încă o dată, eu am tot respectul și toată recunoștința pentru toți cei care chiar vor să facă ceva și o să reușim. Încet așa. Da, să vrem să întreb ultima întrebare. Crezi că ne facem bine? Efectiv, nu știu cum să formulez. Efectiv, nu știu cum. Avem vreo șansă să ne facem și noi bine? Da. Jokes aside, adică din activitatea ta și a oamenilor din jurul tău și a toate cele, se schimbă lucrurile? Vezi o schimbare? Crezi că putem să... Eu sunt ferm convins. Eu sunt ferm convins că da. Da, ne vom face bine. Și spun asta pentru că se schimbă generațiile. Da. La un moment dat, într-o discuție private, cu sistemul, ca să spun așa, cu serviciile, off the record. Măi, Vișinel, ne calcă dacă cu ăștia pe trecere. Te rog eu frumos. Dom'le, aici la noi, în drumul taberii, de-aia se numește drumul taberii. E tabăra drumului, adică... E drumul pe care pleci în tabără. Mă iau ăștia din drona. La 30 de ani. Așa, da. Să știi că există, ei știu asta. Și era o discuție că societatea se schimbă și estimează că în următorii 5 ani, adică ei văd paradigma asta de ură pentru maxim 5 ani. Adică sunt fer convins că în 2028-2029, în analizele lor, România are o altă societate. Ei chiar sunt fer convins pe chestia asta. Și că ei mai trag... pentru următorii ani, adică 5 ani. Da, păi trebuie să ne gândim în cazul ăsta, să vedem și noi cu stream-ul ăsta ce facem, că pare că nu o să mai meargă. Sau merge? 5 ani gata. 5 ani s-a terminat. Păi în 5 ani vin copii, pui tot ce cum să nu respect persoanele. Da, exact. Ce zici mie?